Pana lui Finis Șoiman. A fost odată ca niciodată un moșneag. Și moșneagul avea 3 fete. Cea mai mare și cea mijlocie erau moarte după găteli, pe când cea mică numai de casă avea grijă. De toate făcea și la toate spor avea. Și atât era de frumoasă că nici în poveste nu puteai găsi, nici cu pana s-o descrii. Sprâncene de samur, ochi de șoim, cosiță ca de aur o râu, o frumusețe de codană cu părul mai jos de brâu. Tocmai când se pregătea tatăl lor să plece la târg, le întrebă pe fete ce să cumpere pentru fiecare. Cea mai mare îl rugă: tătucă, mie să-mi cumperi mătase purpurie pentru un sarafan. Și fata mijlocie pentru sarafanul ei vreo mătase albastră ca azurul. Dar ție, fata mea dragă, ce-ți poftește inima? O întrebă pe mezină bătrân. Mie, tăicuțule, cumpără-mi o pană de-a lui Finis Șoiman. Se minună bătrânul, își luă rămas bun de la ele, se sui într-o căruță și plecă la oraș. Fetelor mai mari le cumpără cel rugaseră, dar o pană de-a lui Finis Șoimanul, oricât a căutat, nicăieri n-a aflat. Se întoarse bătrânul acasă și tare s-au mai bucurat fata cea mare și cea mijlocie de darurile făcute. Iată, dragele mele, v-am adus ce m-ați rugat. Dar ție, îi spuse el mezinei, nu ți-am găsit pana lui Finis Șoiman. Lasă, zise ea, altă dată poate voi avea noroc să mi-o găsești. Apoi, surorile mai mari se apucară de croit, își cusură straie noi și râsere de surioara lor. Dar iată cu. Și iar se găti tatăl de drum la târg, la oraș, și le întrebă: ei, fetelor, ce să vă cumpăr? Fata mai mare și cea mijlocie îl rugară într-un glas să le cumpere câte un baticuț, dar cea mică îi spuse iarăși: cumpărăm, tăicuțule, o pană de-a lui Finis Șoiman. Se urcă bătrânul în căruță și plecă spre oraș. Cumpără el 2 baticuri, dar o pană de-a lui Finis Șoimanul nici gând să vadă pe undeva. Se întoarse acasă și zise: ei, fată dragă, nici acum n-am găsit o pană a șoimului acela. Nu-i nimic, tată, poate altă dată îmi va surâ de norocul. Dar iată că a treia oară se găti tatăl de drum la oraș și întrebă: spuneți-mi, fetele mele, ce să vă cumpăr? Cele mai mari săriră repede cu gura: cumpără-ne, tată, cercei! Pe când mezina vrea același lucru: mie, ia-mi o pană de-a lui Finis Șoiman. Ajunse bătrânul la târg. Cumpără cercei de aur, se înverșună să caute pana aceea, căută, căută, dar nimeni nu auzise de așa ceva. Se întristă tatăl și plecă spre casă. Abia trecuse de barieră, când zări în fața sa un bătrânel încărunțit, ducând o cutiuță. Ce ai acolo, frate? O pană de-a lui Finis Șoimanul? Și cât cer pe ea? Dă-mi 1000 de galbe. Tatăl plăti și plecă repede spre casă să ducă darurile. Cum intră, îl și întâmpinară fetele. Cele mari își primiră cerceii de aur. Ei, draga mea, zise el către cea mică, în sfârșit ți-am adus și ție un dar. Iată-l. Mezina, gata să sară de bucurie, se repezi spre cutie, o sărută cu un focare și la piept o strânse tare. După cină, se duseră toate la culcare, fiecare în odaia ei. Intră și mezina în cămăruța sa, deschise cutiuța, aruncă pana pe podea și zise: vino de grabă, șoimule Finist, arată-mi-te, iubitul meu mire! Și deodată apăru în fața ei o mândrețe de flăcău. Fata cât pe aici să se sperie, dar mai apoi începură să vorbească, încât inima îi se umplu de o mare bucurie. Și se aprinseră în vorbe. O auziră surorile cele mari și o întrebară: surioară, surioară, cui vorbești în chilioară? Mie îmi vorbesc și atât, să-mi treacă de urât, le răspunse ea. Ia să vedem, deschide. Fiul de crai atinse dușumeaua și se preschimbă în pană de șoi. Fata puse pana în cutiuță și deschise ușa. Surorile se uitară peste tot, însă nu găsiră pe nimeni. Dar după ce plecară ele, pana se făcu iarăși fiul de crai. Cum se crăpă de ziua, fata deschise fereastră. Finis Șoimanul o sărută și îi spuse: în fie ce noapte de mă vei chema, voi veni la tine, draga mea.
iar dacă ai să ai nevoie de o podoabă să te gătești, ieși în cerdac și flutură pana mea în partea dreaptă și într-o clipă vei avea în față tot ce-ți va pofti sufletul. Iar te vei flutura cu ea spre stânga, totul va dispărea. O sărută încă o dată, se făcu șoim și zbură dincolo de codul întunecat. Fata se uită lung în urma alesului inimii ei, închise fereastra și se culcă. De atunci venea la ea fiecare noapte voinicul, care nu era altul decât Finis Șoimanul. Dar iată că sosi și ziua de duminică. Surorile mai mari se gătiră să meargă la biserică. Își puseră ele sarafarele cele noi, își scoaseră baticuțele cele frumoase, își atârnară cerceii de aur și chicotiră pe înfundate de sora cea mică. Și tu ce ai să pui pe tine? Nici n-ai ceva nou cu ce te îmbrăca. Să stai acasă cu pana ta. Dar fata le răspunse: n-aveți voi grijă, eu și acasă mă simt bine. Se gătiră surorile cele mari și plecară la biserică, iar Mezina rămase la fereastră în sarafanul cel vechi și privea la lună. Nu trecu mult și fata ieși în cerdac, se uită în stânga, se uită în dreapta să nu vadă cineva, flutură pana colorată spre partea dreaptă și din pământ în iarbă verde apăru în fața ei o caretă de cristal și niște armăsari focoși, o slujnică îmbrăcată toată în aur și pentru ea rochie și tot felul de podoabe bătute în pietre scumpe. Fata cea frumoasă se îmbrăcă iute, se sui în caretă și se duse la biserică. Toată lumea când o văzu rămase cu gura căscată. O fi vreo fată de împărat venită de peste mări și țări? Șușotea mulțimea. Când slujba era pe sfârșit, fata ieși din biserică, se sui în caretă și plecă înapoi. Lumea ieși să se uite încotro se îndreaptă, dar n-avea ce să vadă. Fata parcă intrase în pământ. Îndată ce se apropie de cerdacul casei, ea flutură pana colorată în partea stângă și, într-o clipă, slujnica o dezbrăcă, iar careta dispăru de sub ochii ei. Se așeză ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și se uită pe ferestruica ei la oamenii care se întorceau acasă de la biserică. Intrară și surorile cele mari pe ușă. Vai, surioară, de-ai ști ce mândrețe de fată a fost azi la biserică! Ți era mai mare dragul să o privești, că de frumoasă ce era, nici în poveste nu puteai găsi, nici cu pana să o descrii. Pe semne că era o fată de crai venită de pe alte meleaguri, de era așa de frumos îmbrăcată. Păcat că ai stat acasă și n-ai văzut. Nu-i nimic, surioarelor, dacă mi-ați povestit voi, e ca și cum aș privi-o și eu. Trecu a doua duminică, apoi și a treia, iar fata cea frumoasă păcăli pe rând lumea neștiutoare și pe tatăl său și pe surorile sale. Dar ultima oară pe când se dezbrăca, uita să-și scoată din părul împletit o agrafă de diamant. Se întoarseră surorile cele mari de la biserică, îi povestiră despre frumoasa fata împăratului, dar când se uitară bine la ea, ce să vadă? Agrafa de diamant îi strălucea în cosiță. Vai, surioară, ce ai acolo? Strigară ele într-un glas. O agrafă la fel ca asta avea astăzi în plete fata împăratului. De unde o ai? Atunci Mezina scoase un ah și fugi în cămăruța ei. Nu mai conteneau întrebările, bănuielele, șușotelele, dar ea tăcea și zâmbea pe ascuns. Numai că surorile mai mari începură de atunci să o urmărească, să tragă cu urechea pe lângă cămăruța ei de cum se lăsa seară. Și iată că au prins-o odată discutând cu Finis Șoiman. Repede se duseră la tatăl lor. Tată, scoală-te și vină! În odaie la Mezină, cineva noapte de noapte stă cu ea vorbind în șoapte. Să nu crezi că te-am mințit, chiar acum i-am auzit. Bătrânul se sculă și se duse la fiica cea mică. Intră în cămăruța ei, dar feciorul de crai de mult se făcuse pană și stătea în cutiuță. Dar bine netrebnicelor, se năpusti tatăl asupra fiicelor mai mari. Ce tot o ponegriți degeaba? Ia mai bine vedeți-vă de treabă! Stătură ce stătură surorile mai mari la pândă, până când zăriră cum intră pe fereastra Mezinei un șoim. Și atunci puseră la cale un șiretlic. Numai ce se întunecă afară, căluară o scară și înfipseră cât ce putură în rama de la fereastra fetei celei frumoase, cuțite și acea ascuțite. Noaptea veni Finis Șoiman, se zbătu mult, dar nu izbuti să intre în odaie, ci își făcu numai răni pe piept și își dreli aripioarele.
fata cea mică dormea dusă și nu-l auzi. Adio, frumoasa mea, zise el. Dacă vrei să mă găsești, caută-mă peste mări și țări. Și ai să mă afli după ce vei toci 3 perechi de ghete de fier, 3 toiege de oțel și după ce vei roade 3 pâini de piatră. Mezina auzi ca prin vis aceste vorbe întristătoare, dar nu se putu trezi din somn. Către dimineață se sculă, se uită în toate părțile, se crăpa de ziua și soarele curând avea să răsară, dar voinicul Finis Șoimanul nu era nicăieri. Se uită la fereastră, iar acolo văzu numai cuțite și ace ascuțite înfipte în cercevele și din ele încă mai picura sânge. Își frânse mâinile. Pe semne, surioarele mi-au ucis iubitul. Multă vreme curseră pâraie lacrimile frumoasei fete. Multe nopți de nesomn petrecuia la fereastra udăiței, încercând să fluture pana colorată. Dar Finis Șoimanul nu mai apăru și nici vreun semn din partea lui. Plânse ea cât plânse și, în sfârșit, cu lacrimi în ochi, se duse la tatăl său și începu a-l ruga. Tăicuțule dragă, lasă-mă să plec la drum lung și de voi rămâne în viață, ne vom mai vedea. Iar dacă voi muri, înseamnă că așa mi-a fost scris în soartă. Se întristă bătrânul, dar până la urmă o lăsă să plece. Fata rugă să îi se făurească 3 perechi de ghete de fier, 3 toiege de oțel și-și făcu rost de 3 pâini de piatră. Încălță o pereche de ghete, luă în mână un toiac de oțel și se tot duse pe drumul de unde venea către ea Finis Șoiman. Merse ea prin păduri necălcate de picior de om, prin nisipuri ca pulberea, peste munți înalți, peste râuri iuți. Merse ce merse, zi de vară până în seară, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Codrul se făcu și mai întunecat și mai des, proptindu-se cu vârfurile copacilor de cer. O pereche de ghete de fier se tociseră, un toiac de oțel la fel, o pâine de piatră o rosese. Ieși într-o poieniță. Deodată văzu în fața ochilor o căsuță cu picioare de găină, întorcându-se încoace și încolo. Fata îi spuse: căsuță care nu semeni cu altele, ia întoarce-i codrului spatele, stai cu fața către mine și primește-mă în tine să mănânc puțină pâine. Căsuța se întoarse cu fața la ea. Intră ea în căsuță, dar acolo stătea baba Cloanța cu toroanța, picior de os dintr-un colț în altul scos, buzele pe poliță întoarse, iar nasul în tavan intrase. Fu, 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 zise cu toroanța. Pe vremuri aici nici picior de om nu călca, iar acum numai cine nu vrea nu se plimbă în carne și oase pe coclaurile astea. Încotro, frumoasă fată, soarta-ți cauți negreșit, ori de muncă ai fugit. Bala am avut logodnic bunicuțo pe Finis Șoimanul pene colorate, dar surorile mele l-au năpăstuit și iată că-l caut acum. Dar ai mult de mers, fata mea. Finis Șoimanul pene colorate trăiește lângă țărmul unei mări albastre pe tărâmul celălalt și s-a și logodit cu o fată de împărat. Dar eu am să te ajut. Baba Cloanța îi dădu fetei să bea și să mănânce pe săturate, îi întinse așternutul să doarmă, iar a doua zi dimineața, când abia începuse să se lumineze, o trezi și îi făcu un dar de preț, o tavă de argint, un fus de aur și o povățui așa: du-te acum la sora mea mijlocie, ea te va învăța de bine. Și iată și darurile mele, o tavă de argint și un fus de aur. De vei începe să torci fuiorul, firul de aur se va întinde. Când vei sosi la mare albastră de pe tărâmul celălalt, logodnica lui Finis Șoimanul va ieși să se plimbe. Iar tu să știi una și bună, să torci. Când va voi să cumpere de la tine darurile mele, tu, frumoasa mea, nimic să nu-i ceri pe ele decât să-l vezi pe Finis Șoiman. Apoi baba Cloanța luă un ghem de ață, îl aruncă pe drum și-i spuse fetei să-l urmeze. Unde se va duce ghemotocul ăsta, intră acolo să ții calea. Fata-i mulțumi bătrânii și plecă după ghemotoc. Și merse iarăși prin codru zi de vară până în seară, că cuvântul din poveste înainte mult mai este. Iar codrul se făcea și mai întunecat și mai des, proptindu-se cu vârfurile copacilor de cer. O altă pereche de ghete de fier și un alt toiac de oțel fură tocite, o altă pâine de piatră furoasă. Și iată că tot întorcându-se încoace și încolo, ghemul ajunse într-o poieniță.
fata cea frumoasă spuse: căsuță care nu semini cu altele, ia întoarce-i codului spatele, stai cu fața către mine și primește-mă în tine să mănânc puțină pâine. Căsuța se întoarse cu spatele la codru și cu fața către fată. Intră ea în căsuță, iar acolo sta culcată baba Cloanța Cotoroanța, picior de os, dintr-un colț în altul scos, buzele pe poliță întoarse, iar nasul în tavan intrase. Fu, 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 pe vremuri aici nici picior de om nu călca, iar acum numai cine nu vrea se plimbă în carne și oase pe coclaurile astea și ți se vâră sub nas. Încotro-ți-e drumul, frumoasă fată, soarta-ți cauți negreșit, ori de muncă ai fugit. Fata răspunse: ba l-am avut logodnic bunicuțo pe Finis Șoimanul Pene Colorate. Surorile mele i-au făcut mult rău, iar acum tocmai pe el îl caut. Of, fată, fată, Finis al tău vrea să se însoare. Astăzi va fi seara fetelor care pregătesc mireasa, zise baba Cloanța, dar eu tot am să te ajut. Îi dădu fetei să bea și să mănânce pe săturate, îi întinse așternutul să doarmă, iar a doua zi dimineața, când nici nu răsărise soarele, o trezi și îi dădu un dar de preț, o farfurioară de argint și un ou de aur și o povățui. Du-te acum la sora mea mai mare, ea te va învăța de bine, dar iată darul meu, o farfurioară de argint și un ou de aur. Când vei ajunge la malul mării albase de pe celălalt râm, va ieși să se plimbe logodnica lui Finis Șoimanul, iar tu să știi una și bună: să rostogolești oul pe farfurioară. Când va voi să cumpere de la tine darul meu, tu nimic să nu iei, doar să ceri să te uiți la Finis Șoiman. Fata cea frumoasă își luă rămas bun de la baba Cloanța și se duse la drum lung pe urmele ghemotocului său. Merse ea prin codrul des tot mai departe și mai departe, iar el se făcea tot mai întunecat și mai des, proptindu-se cu vârfurile copacilor de cer. Și a treia pereche de ghite de fier și al treilea toiac de oțel furătocite, ultima pâine de piatră furoasă, când în sfârșit ghemotocul ajunse iar la o căsuță. Îi spuse fata căsuții: căsuță care nu semeni cu altele, ia întoarce-i codului spatele, stai cu fața către mine și primește-mă în tine să mănânc puțină pâine. Căsuța o ascultă și se întoarse cu spatele la pădurea deasă și cu fața la fata cea frumoasă. Și iar în căsuță stătea culcată baba Cloanța, picior de os, dintr-un colț în altul scos, buzele pe poliță întoarse, iar nasul în tavan intrase. Din toate trei cotoroanțele, ea era cea mai bătrână. Fu, 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 pe vremuri aici nici picior de om nu călca, iar acum numai cine nu vrea nu se plimbă în carne și oase pe coclaurile astea și ți se vâră sub nas. Încotro-ți-e drumul, frumoasă fată, soarta-ți cauți negreșit, ori de muncă ai fugit. Atunci fata cea frumoasă răspunse: l-am avut logodnic bunicuțo pe Finis Șoimanul Pene Colorate. Surorile mele i-au făcut un rău, m-a lăsat și a zburat dincolo de mări îndepărtate, de munți înalți, tocmai pe tărâmul celălalt, iar eu pe el îl caut acum. Of, frumoasă fată, sărmana de tine, el s-a și însurat cu fata de împărat, dar eu am să te ajut. Bătrâna îi dădu fetei să mănânce și să bea pe săturate, îi întinse așternutul să doarmă, iar a doua zi de dimineață, când nici nu păliseră încă steluțele pe cer, o trezi și îi dădu în dar un gherghef de aur și un acșor și o povățui. Iar acum, du-te, frumoasă fată, și ia darul meu, un gherghef de aur și un ac. Tu doar să ții ghergheful, că acul singur va broda. Când vei sosi pe celălalt râm, te vei așeza lângă mare albastră, iar când va veni lângă tine fica împăratului cu care Finis Șoimanul s-a însurat și va voi să cumpere ghergheful cu acul, tu nimic să nu iei, doar să ceri să-l vezi pe Finis Șoimanul. Amarnic începu să plângă fata, îi mulțumi bătrânei și plecă pe urmele ghemului său. Iar pădurea se făcea din ce în ce mai rară. Iată și mare albastră, largă și nemărginită, apăru în fața ei, iar acolo în depărtare, ca jăraticul, ardeau cupole de aur pe foișoare înalte de piatră albă. Probabil ăsta o fi regatul lui Finis Șoimanul, se gândi fata și, așezându-se pe nisipul ca pulberea, scoase tava de argint și fusul de aur
și începu să toarcă firul de aur care se tot întindea. Lumea se aduna și se minuna privindu-o. Deodată a apărut pe mal chiar fata împăratului cu un întreg alai de slugi credincioase. Văzând-o pe fata cea frumoasă, se opri și începu să se tocmească pentru tava de argint și fusul de aur. Dă-mi voie, fată de împărat, numai să mă uit la finis șoimanul și ți le dau pe degeaba, răspunse fata. Era cât pe aici să se supere fata de împărat, dacă nu i-ar fi venit cheful să se distreze puțin. Ei, dă-mi tava de argint și fusul de aur, să-ți promit că la noapte, când finis șoimanul va dormi, ți-l voi arăta. Luă fata de împărat tava și fusul, dar seara a avut grijă să pună în băutura lui finis șoimanul o licoare dătătoare de somn, ca să aibă somnul cât mai greu și cât mai târziu să se trezească. Apoi porunci slugilor să o conducă pe frumoasa fată în palat la soțul său, finis șoiman. Mult se chinui biata fată cu logonicul adormit, multă vreme plânse ea lângă iubitul ei. Trezește-te, scoală-te, finis șoimane! Eu, fata cea frumoasă, la tine am venit. 3 perechi de ghete de fier și 3 toiege de oțel am tocit. 3 pâini de piatră am mâncat căutându-te pe tine neîncetat, dragule. Dar finis șoimanul dormea prea adânc și nu se putea trezi. Așa trecu prima noapte. A doua zi dimineața, fata împăratului o alungă pe fata cea frumoasă. Atunci finis șoimanul se trezi și zise nevestei sale. Of, că mult am mai dormit! Aici a fost cineva și tare a mai plâns și a suspinat lângă mine, numai că eu nici n-am putut să deschid ochii, atât de greu somn am avut. Ți s-o fi părut în vis, răspunse fata împăratului. Pe aici n-a fost nimeni. A doua zi, frumoasa fată se așeză iar pe malul mării albastre și începu să rostogolească oul de aur pe farfuria de argint. Când ieși fata împăratului să se plimbe, văzând oul de aur și farfuria de argint, începu iar cu rugămințile. Hai, vinde-mi-le mie, hai, vinde-mi-le! Dacă mă lași să mă uit la finis șoimanul, ți le dau și pe degeaba. Fata împăratului căzu de acord, dar seara iarăși îi dădu voinicului să bea din băutura dătătoare de somn. Și iar fata frumoasă plânse amar lângă iubitul său și nu-l putu trezi. Of, scoală-te, dragul meu finist! Eu, fata cea frumoasă, la tine am venit. 3 perechi de ghete de fier și 3 toiege de oțel am tocit. 3 pâini de piatră am mâncat căutându-te pe tine neîncetat, dragule. Dar finis șoimanul dormea prea adânc și nu se putea trezi. Așa a trecut și noaptea aceea. A doua zi de dimineață, fata împăratului o alungă pe fata cea frumoasă. Iar finis, când se trezi, îi spuse soaței sale. Of, că mult am mai dormit! Lângă mine parcă a fost cineva și tare a mai plâns și a suspinat, numai că eu nici n-am putut să deschid ochii, atât de greu somn am avut. Ți s-o fi părut în vis, răspunse fata împăratului. Pe aici n-a fost nimeni. A treia zi, frumoasa fată se așeză iar pe malul mării albastre, tristă, abătută, ținând într-o mână ghergheful de aur, iar în cealaltă, acșorul care broda singur, punând ață lângă ață. Lumea se uita și se minuna. Văzu și fata împăratului și începu iar cu tocmeala pentru ghirghef și ac. Lasă-mă numai să mă uit la finis șoiman, o rugă fata cea frumoasă, și ți le dau pe degeaba. Fata împăratului căzu de acord și se duse în palat, iar seara din nou îi puse în băutura soțului său din licoarea aceea dătătoare de somn. Când acesta a dormit, ea trimise pe slugile sale după fata cea frumoasă. Ea veni, încercă să-l trezească pe iubitul ei, îl îmbrățișă, îl sărută și plânse amar, dar el nu se trezea. Scoală-te, finis șoimane! Eu, fata cea frumoasă, la tine am venit! 3 perechi de ghete de fier și 3 toiege de oțel am tocit. 3 pâini de piatră am mâncat, căutându-te pe tine neîncetat, dragule! Și atât de mult a plâns și atât de mult s-a chinuit să-l trezească, până când o lacrimă caldă de-a ei i-a căzut pe obraz. L-a ars, nu alta, că s-a trezit imediat. Când o văzu pe frumoasa fată, se bucură atât de tare că în cuvinte nici nu se poate spune. Ea îi povesti atunci totul. Cum au invidiat-o surorile cele rele, cum a cutreierat prin lume și cum s-a tocmit cu fata împăratului.
se îndrăgosti Finis și mai tare de ea, o sărută pe gura ei dulce și porunci ca pe dată să fie chemați boierii și craii și oamenii de toate rangurile. Începu să-i întrebe: judecați voi acum cu care soție să-mi petrec veacul, cu aceea care mă vindea sau cu aceea care mă cumpăra? Cu aceea care pentru mine a străbătut codrii deși, deșerturi întinse, munți înalți și râuri adânci, sau cu aceea care pentru distracție a renunțat la mine? Toți boierii și craii și oamenii de toate rangurile s-au gândit cât s-au gândit și într-un glas au hotărât să fie cu acea soție care l-a răscumpărat. Așa și făcu Finis șoimanul cu pene colorate. Și totul s-a vestit cu surle și trâmbițe, s-au tras focuri din tunuri, s-au făcut o spețe și s-au cununat. Și de atunci au început fericit să trăiască, răul de lume să nu-l mai cunoască. Ivan Fecior de Țăran și Balaur. Au fost odată într-o oarecare împărăție un moș și o babă care aveau 3 feciori. Pe cel mai mic îl chema Ivanușca. Trăiau la un loc, nu le neveau, cu tragere de inimă munceau, ogorul îl arau și grâul îl semănau. Într-o bună zi se răspândi prin împărăție vestea că Balaurul cel năprasnic se pregătește să le cotropească pământurile, pe oameni să-i căsăpească, iar satele, orașele să le pârjolească. Moșul și baba căzură pe gânduri, se mâhniră grozav. Feciorii cei mai mari îi îmbărbătau: nu vă întristați, tăicuță și măicuță, că pornim noi să-l înfruntăm pe Balaur, să luptăm cu el pe viață și pe moarte. Și ca să nu vă fie urât să stați singuri, îl lăsăm cu voi pe Ivanușca, el e încă prea tânăr pentru luptă. Ba nu, a zis Ivanușca, nu mă voiesc să rămân acasă să vă aștept pe voi. Merg și eu să lupt cu Balaur. Moșul și baba nu s-au împotrivit. N-au încercat să-l convingă pe Ivanușca să-și schimbe gândul, ci i-au pregătit de plecare pe câtești 3 feciori. Și-au încins frații la brâu paloșele de oțel, și-au luat traisele cu merinde, au încălecat pe cai buni și la drum. Au mers ei ce au mers până au ajuns într-un sat. Când și-au aruncat ochii jur împrejur, nici țipenie, totul pârjolit, dărâmat, doar o mică casă rămăsese neatinsă. Cei 3 frați au intrat în căsuță. Acolo, o babă bătrână zăcea pe cuptor și gemea. Bună ziua, bunicu, au zis frații. Bună ziua, voinicilor, încotro ați pornit-o? Păi am pornit-o, bunico, spre râul Coacăzului, lângă podul Călinului. Ne ducem să luptăm cu Balaurul, să nu-l lăsăm să ne cotropească moșia. Ehei, voinicilor, strașnică treabă ați pus la cale! Că ticălosul os de Balaur a pustiit totul, pe oameni a prădat și la moarte năprasnică i-a trimis. Acum a ajuns și pe meleagurile noastre. Am rămas cu zile numai eu singură. Se vede că nu-i sunt de trebuință să se ospăteze cu mine. Cei 3 frați au rămas peste noapte la bătrână, iar a doua zi în zori s-au sculat și au pornit iarăși la drum. Au mers până au ajuns chiar pe malul râului Coacăzului, lângă podul Călinului. Pe malul apei erau răspândite tot paloșe și arcuri sfărâmate, la oaltă cu oase omenești. Au găsit frații o casă părăsită și au hotărât să rămână peste noapte în ea. Ei, frații mei, a zis Ivan, acum că am ajuns în ținuturi străine și îndepărtate, trebuie să fim numai ochi și urechi la toate. Să stea de pază pe rând câte unul din noi în fiecare noapte, ca să nu poată trece Balaurul peste podul Călinului. În prima noapte s-a dus să stea de pază cel mai mare dintre frați. A dat o raită pe malul apei, a scormonit cu privirea dincolo peste râul Coacăzului, pretutindeni liniște. Pe nimeni n-a văzut, nimic n-a auzit. S-a cuibărit fratele cel mare sub o tufă de răchită și a adormit buștean și s-a pus pe sfărăit. Ivan însă stă culcat în izbă și nu poate dormi, nu poate nici a țipi măcar. Îndată ce a trecut de miezul nopții, își ia paloșul de oțel și pornește spre râul Coacăzului. Când colo, ce să vadă? Fratesul cel mai mare doarme sub tufă și sforăie pe-ntrecute. Ivan îl lasă în pace să doarmă, iar el se ascunde sub podul Călinului și începe să păzească trecerea peste pod.
Deodată, apele râului începură a clocoti și vulturii de prin stejari porniră să țipe, căci se apropia un balaur cu 6 capete. Lighioana se năpusti pe podul călinului, dar când ajunse la jumătatea acestuia, calul îi se poticni, corbul negru de pe umăr tresări, iar câinele negru care venea în urma lor își zbârli blana. Atunci balaurul cu 6 capete zise: "De ce te poticnești, calule? Iar tu, corbule negru, de ce tresari? Și de ce te zbârlești tu, câine negru? Oare ați prins de veste că Ivan, fecior de țăran, se află pe aproape? Păi eu socot că nici nu s-a născut până acum și chiar de s-ar fi născut, încă nu-i bun de luptă. Cu o mână l-aș înșfăca și cu cealaltă l-aș răpune." Dar Ivan, fecior de țăran, ieși de sub pod și zise: "Ia, nu te mai lăuda, balaur spurcat! Câtă vreme nu dobor șoimul cel mândru, nu te pripi să-l jumulești. Și dacă nu-l cunoști pe voinicul cel viteaz, nu-l mai bat jocori. Haide mai bine să ne măsurăm puterile și care din doi va birui, acela să se laude." S-au apropiat și au luat avânt și s-au izbit cu atâta putere că pământul din prejur a gemut. Balaurul n-a avut noroc. Dintr-o singură lovitură, Ivan, fecior de țăran, i-a retezat 3 capete. "Oprește-te, Ivan, fecior de țăran!" îi strigă balaurul. "Lasă-mă să mă odihnesc puțin." "Vrei odihnă? Tu, balaure, ai 3 capete pe când eu am doar unul. Las că ne odihnim mai târziu când vei avea un singur cap și tu." Din nou s-au apropiat și din nou s-au izbit. Ivan, fecior de țăran, i-a retezat balaurului și celelalte 3 capete. I-a despicat trupul și, făcându-l bucățele, l-a aruncat în râul coacăzului, iar cele 6 capete le-a așezat sub podul călinului. După aceea s-a întors în căsuță și s-a culcat să se odihnească. Dis de dimineață a venit și fratele cel mare. Ivan l-a întrebat: "Ei, cum a fost? Ai văzut ceva?" "Nu, fraților, n-a trecut pe lângă mine nici măcar o muscă." Auzindu-l, Ivan nu i-a zis nicio vorbuliță. În noaptea următoare plecă să stea de pază fratele mijlociu. Se plimbă o vreme, se uită în toate părțile și se liniști. Se furișă în niște tufe și adormi. Ivan nu se încrezu nici în el. Cum trecu de miezul nopții, se îmbrăcă, își luă sabia cea ascuțită și porni spre râul coacăzului, se ascunse sub podul călinului și se puse la pândă. Deodată, apele râului începură a clocoti, vulturii de prin stejar se puseră pe țipăt, căci se apropia un balaur cu 9 capete. De cum păși pe podul călinului, calul balaurului se poticni, corbul negru de pe umăr tresări, iar câinele negru care venea în urma lor își zbârli blană. Balaurul lovi cu biciul calul peste coaste, corbul peste pene și câinele peste urechi. "De ce te poticnești, calule? Și de ce tu, corbule negru, tresari? Iar tu, câine negru, de ce te zbârlești? Oare ați prins de veste că Ivan, fecior de țăran, se află pe aproape? Eu socot că nici nu s-a născut și chiar de s-ar fi născut, încă nu-i bun de luptă. L-aș răpune doar cu un deget de-al meu." Dar Ivan, fecior de țăran, ieși de sub podul călinului și zise: "Bagă de seamă, balaur spurcat, nu te mai lăuda și treci la treabă. Vedem noi la urmă cine pe cine va birui." Și numai ce și-avântă Ivan paloșul de oțel, odată și încă odată, că reteze 6 dintre capetele balaur. Balaurul izbi și el de-l împlântă pe Ivan până la genunchi în pământul jilav. Iar Ivan luă un pumn de nisip și l-a zvârlit în ochii bulbucaței balaurului. Și în vreme ce balaurul își freca și își curăța ochii, Ivan i-a retezat și celelalte capete. După aceea i-a spindecat trupul și, făcându-l bucățele, l-a aruncat în râul coacăzului, iar cele 9 capete le-a așezat sub podul călinului. El însă s-a întors în căsuță, s-a culcat și a adormit ca și cum nimic nu se întâmplase. Dimineața a venit și fratele cel mijlociu. "Ei, cum a fost?" l-a întrebat Ivan. "Ai văzut ceva în timpul nopții?" "Nu, n-am văzut nimic. N-a trecut pe lângă mine nici măcar o muscă. N-a țiuit nici măcar un țânțar." "Ei, dacă e așa cum spuneți, haideți cu mine, scumpii mei frați, să vă arăt eu și țânțarul și muscă." Ivan și-a dus frații sub podul călinului și le-a arătat capetele de balaur.
Ia uitați-vă, zise el, ce fel de muște și de țânțari zboară pe aici. Iar voi, frățiorilor, mai bine rămâneați acasă pe cuptor decât să porniți la luptă. Pe frați îi cuprinse rușine. Somnul, ziseră ei, ne-a doborât. În cea de-a treia noapte s-a pregătit să meargă și să stea de pază chiar Ivan. Plec, le-a zis el, la o luptă înspăimântătoare, iar voi, frățiorii mei, să stați treci și cu urechea la pândă toată noaptea. De îndată ce mă veți auzi fluierând, lăsați-mi slobod calul, iar voi veniți cât mai repede în ajutorul meu. Ajunge Ivan Fecior de Țăran la râul Coacăzului, se ascunde sub podul călinului și așteaptă. Îndată ce trec cu miezul nopții, pământul cel jelav porni să se clatine, apele râului începură a clocoti, vânturile năvalnice avui, iar vulturii de prin stejari se puseră pe țipăt. Se apropia un balaur cu 12 capete. Toate cele 12 capete șuierau, toate cele 12 capete scoteau flăcări fierbinți pe nări. Calul balaurului avea 12 aripi, părul de pe trupul calului era de aramă, iar coada și coama îi erau de fier. Cum apăși balaurul pe podul călinului, calul de sub el se poticni, corbul negru de pe umăr tresări, iar câinele negru ce venea în urmă își zbârli blană. Balaurul lovi cu biciul calul peste coaste, corbul peste pene, câinele peste urechi. De ce te poticnești, calule? Și de ce tu, corbule negru, tresari? Iar tu, câine negru, de ce te zbârlești? Oare ați prins de veste că Ivan, Fecior de Țăran, se află pe aproape? Eu socot că nici nu s-a născut. Și chiar de s-ar fi născut, încă nu-i bun de luptă. Odată doar să suflu și pulberea o să se aleagă de el. Atunci Ivan, Fecior de Țăran, iese de sub podul călinului și zice: Ehei, balaure, prea devreme începe a te lăuda. Vezi să nu dai de belea. Aha, va să zic că aici era Ivan, Fecior de Țăran. De ce ai venit? Păi am venit să-ți văd puterea vrăjmașă și să mă măsor cu ea. Îndrăznești să te măsori cu mine? Tu, o sărmană muscă? Drept răspuns, Ivan Fecior de Țăran i-a zis balaurului: N-am venit la tine să-ți spun povești și nici să le ascult pe ale tale. Am venit să ne luptăm pe viață și pe moarte, să-i scape oamenii cei buni de tine, blestematule. Ivan își avântă sabia ascuțită și îi reteză balaurului 3 dintre capete. Balaurul, prinse din zbor capetele retezate, își trecu peste ele degetul său de foc, le lipi de gâtlejurile lor și pe dată capetele se prinseră la loc, de parcă nici nu fuseseră retezate. Lui Ivan îi venea tare greu. Balaurul cu șuierăturile la surzea, cu flăcările l-ardea și îl frigea, cu scânteile l-orbea și pe deasupra îi mai și împlântă până la genunchi în pământul jilav. Apoi strigă în bătaie de joc: Vrei poate să te mai odihnești puțin, Ivan, Fecior de Țăran? Vorbești de odihnă? Odihnă pe la noi înseamnă lovește, retează bine, nu-ți plânge singur de milă, zise Ivan. Apoi el fluieră cu putere și își aruncă mănușa dreaptă în mica căsuță în care se aflau frații săi. Mănușa sparse sticla din geamul căsuței, însă frații dormeau duși, nu auzeau nimic. Ivan își adună puterile, se mai avântă odată, mai tare ca înainte, și reteză balaurului 6 capete. Balaurul le prinse din zbor și pe acestea, își trecu peste ele degetul său de foc, le lipi de gâtlejuri și iarăși toate capetele erau la locul lor. Apoi se năpusti asupra lui Ivan și îl împlântă până la brâu în pământul jilă. Proastă treabă, își zise Ivan. Își scoase mănușa stângă și o aruncă spre mica căsuță. Mănușa găuri acoperișul, însă frații dormeau mai departe, nu auzeau nimic. Și iarăși lua vânt pentru a treia oară Ivan, Fecior de Țăran, și îi reteză balaurului 9 capete. Balaurul le prinse din zbor, își trecu degetul de foc peste ele, le apropie de gâtlejuri, iar capetele se lipiră la loc și de astă dată. Tot atunci, balaurul se năpustie asupra lui Ivan și îl împlântă în pământ până la umeri. Ivan și-a luat căciula și a aruncat-o în mica căsuță. Din pricina loviturii, căsuța s-a cutremurat până în temelii, iar bârnele ei mai să se risipească în toate părțile. Abia atunci s-au trezit frații și au auzit calul lui Ivan nechezând din răsputeri și zbătându-se să scape din lanț. Frații au deschis grajdul,
i-au dat drumul calului, iar ei au pornit alergând în urma lui ca să-i vină de ajutor lui Ivan. Calul lui Ivan se năpusti în galop și începu să izbească balaurul cu copitele, să-l muște cu dinții. Balaurul prinse să șuiere, să sâsâie, să învăluie calul cu puzderie de scântei. În vremea asta, Ivan Fecior de Țăran izbuti să iasă din pământ, ba făcu ce făcu de-i tăie balaurului degetul de foc și după aceea se apucă să-i reteze capetele. Îi le reteză pe toate până la ultimul, îi spindecă trupul și făcându-l bucățele, îl aruncă în râul coacăzului. Tocmai atunci ajunseră la locul luptei și frații săi. Halal să vă fie somnoroșilor, le-a zis Ivan. Din pricina somnului vostru era să plătesc eu cu capul. Frații săi l-au adus în mica căsuță, l-au spălat, l-au hrănit, i-au potolit setea și l-au culcat să se odihnească. În zorii zilei, Ivan s-a sculat și a început să se îmbrace, să se încalțe. De ce te scol cu noaptea în cap? I-au zis frații. Ar trebui să te odihnești meinic după lupta crâncenă de ieri. Ba nu, nu mi-a arde de odihnă. Mă duc la râul coacăzului să-mi caut cingătoarea pe care am pierdut-o acolo. Ia te uită ce-ți mai dă prin minte, au zis frații. Lasă că trecem prin oraș și-ți cumperi una nouă. Ba nu, eu de cingătoarea mea am nevoie. Și porni Ivan către râul coacăzului, dar nu se apucă să-și caute cingătoarea, ci trecu pe podul călinului pe celălalt mal și se furișă pe nesimțite până la palatele de piatră ale balaurilor. S-a apropiat de un gemuleț deschis și a tras cu urechea. Oare nu se pune la cale ceva rău împotriva lui? Când s-a uitat înăuntru, ce să vadă? În palate ședeau cele trei nevaste ale balaurilor împreună cu mama lor, Zmeoaica cea bătrână. Și cum ședeau acolo, puneau lucrurile la cale. Prima dintre ele zise: Las că mă răzbun eu pe Ivan, Fecior de Țăran, pentru bărbatul meu. O să-i o iau înainte și pe drumul cel are de străbătut, ca să se întoarcă acasă împreună cu frații lui, o să stârnesc o arșiță grozavă, iar eu o să mă prefac în fântână. Când se vor repezi câte ștrei să-și potolească setea, morți or să se prăbușească de la prima înghițitură de apă. Bine te-ai gândit să faci, în convință Zmeoaica cea bătrână. A doua zise: Eu o să mă prefac într-un măr încărcat de roade. De vor vrea să mănânce câte un măr, pe dată vor fi sfâșiați în mii de fărâme. Și tu te-ai gândit bine, a lăudat-o Zmeoaica cea bătrână. Eu una, zise cea de-a treia, o să aduc peste ei un val de picoteală și de somn. Apoi o să le-o iau înainte, o să mă prefac într-un covor moale cu perne de mătasă. Cum vor încerca frații să se culce, să se odihnească, pe dată îi va pârjoli focul. Și tu te-ai gândit bine, zise Zmeoaica. Ei, și dacă nu veți putea voi să le veniți de hac, mâine pornesc eu să-i ajung din urmă și să-i înghit pe toți trei. Ivan, Fecior de Țăran, a stat să asculte până la capăt vorbele lor și s-a întors la frații săi. Ei, cum e Ivanușca? Ți-ai găsit cingătoarea? L-au întrebat frații. Găsit? Nu merita să-ți pierzi vremea pentru atâta lucru. Ba merita, fraților! Și îndată după asta, toți trei frații se pregătiră în mare grabă și porniră la drum. Au mers ei și au mers, străbătând câmpuri și lungi întinse. Era zi fierbinte, uscată și lor le era grozav de sete. Abia se mai țineau pe picioare. Tocmai atunci, când s-au uitat mai bine, au văzut o fântână, iar în ea, plutind deasupra pe apă, un căuș mic de argint. Frații i-au zis lui Ivan: Hai, frățioare, să facem un popas, să ne îndestulăm cu apă rece și să adăpăm caii. Cine știe ce apă e în fântâna aceea? Le-a răspuns Ivan. Poate să fie necurată și otrăvitoare? Și descălecând, începu să izbească fântâna cu sabia, tăind și împungând. Iar fântâna porni să geamă și izbucni în hohote de plâns. Tot atunci se lăsă o ceață groasă, dogoarea își scăzu puterea și pe frați încetă să-i mai chinuiască sete. Acum ați văzut și voi, fraților, ce fel de apă era în fântâna asta, zise Ivan. Văzut? Cum să nu fi văzut, frățioare? Și au pornit mai departe la drum. Să fi mers mult, să fi mers puțin, cine mai știe. Doar că văzură deodată un măr. Mărul era încărcat cu mere mari și rumene.
frații de scălecară și abia așteptau să rupă din merele acelea. Dar Ivan, fecior de țăran, a alergat înaintea lor și, lovind cu sabia, a început să reteze tulpina mărului chiar de la rădăcină. Și mărul porni să geamă și să țipe. Acum ați văzut și voi, fraților, ce fel de măr era acesta. Nu erau bune la gust merele din el. Și iar au încălecat ustrei frații și au pornit mai departe. Și au mers și au tot mers până i-a cuprins o steneală. Și ce să vadă? Nu departe, în câmpie, era întins un covor înflorat și moale, iar pe covor se aflau perne umplute cu puf. Ar fi bine să ne întindem pe covorul ăsta, să ne odihnim și să ațipim și noi vreun ceas. Au zis frații. Ba nici de cum, fraților, nu o să ne fie prea moale dacă ne culcăm pe acest covor, le-a răspuns Ivan. Frații s-au supărat pe el. Și de ce, mă rog, ne tot povățuiești? Asta nu se poate, cealaltă nu-i voie, că doar avem și noi cap să judecăm și singuri. Ivan nu le răspunse nicio vorbuliță, doar își desprinse cingătoarea de la brâu și o a zvârli pe covor. Cingătoarea fu cuprinsă de flăcări și arse toată, nu rămase nici urmă din ea. Iată, așa s-ar fi întâmplat și cu voi, zise Ivan. Apoi se apropie de covor și prinse să spintece cu sabia și covorul și pernele, făcându-le pe toate fărâme. După ce le spintecă și le sfâșie, aruncă zdrențele în toate părțile și zise: degeaba, frații mei, m-ați mustrat, căci doar și fântâna, și mărul, și covorul nu erau altceva decât nevestele balaurilor. Au vrut să ne ucidă, dar nu le-au mers. Au murit ele, nu noi. Frații și-au recunoscut greșeala și au plecat mai departe. Să fi mers mult, să fi mers puțin, cine mai știe. Doar că deodată cerul se întunecă, vântul începu să vâjâie, iar pământul să vuiască. În urma lor venea în zbor zmeoaica cea bătrână. Și-a căscat botul, o falcă în cer și alta în pământ, vrând să-l înghită pe Ivan și pe frații lui. Dar nici voinicii nu erau proști. Aruncară în botul zmeoaicei traisele lor cu merinde de drum și cu sare. Zmeoaica s-a bucurat, gândea că îl înșfăcase pe Ivan, fecior de țăran, și pe frații lui. Așa că s-a oprit ca să-i mestece în voi. Îndată ce află însă despre ce-i vorba, scuipă traisele cât colo și se năpuse din nou pe urmele fraților. Mai avea puțin și ajungea din urmă. Văzând că nu mai poate scăpa de primejdie, Ivan își îmboldi calul să alerge din toate puterile, iar frații se țineau strâns după el. Așa au alergat, au alergat, au galopat, au tot galopat. Când, ce să vadă? În fața lor se înălța o potcovărie, iar în potcovărie stăteau și lucrau 12 meșteri potcovari. Potcovarilor, hei, potcovarilor, le-a strigat Ivan, îngăduiți-ne să intrăm în potcovăria voastră. Potcovarii le-au îngăduit să intre, apoi au încuiat în urma lor potcovăria, pecetluind-o cu 12 uși de fier și ferecând-o cu 12 lacăte. Zmeoaica a venit în zbor până la potcovărie și a prins a urla. Potcovarilor, hei, potcovarilor, îndată să mi-i dați pe Ivan, fecior de țăran, și pe frații lui. Iar potcovarii i-au răspuns. Deschide cu limba cele 12 uși de fier și ia-ți-i singură. Și s-a pornit zmeoaica să lingă ușile de fier ca să le desferece. A lins și-a tot lins, a lins și-a tot lins până a subțiat 11 uși. Mai avea o ușă, una singură mai rămăsese ferecată. Grozav ostenise zmeoaica, așa că se așeză să se mai odihnească. Pe dată Ivan, fecior de țăran, se năpusti afară din potcovărie, înșfăcă zmeoaica și o izbi din toate puterile de pietre. Hârca se sfărâmă prefăcându-se într-o pulbere măruntă, iar vântul risipi în toate părțile pulberea aceea. De atunci înainte, toți balaurii și toate zmeoaicele au fost stârpite de prin partea locului și oamenii au început să trăiască fără să se mai teamă de astfel de lighioane. Iar Ivan, fecior de țăran, împreună cu frații lui, se întoarseră acasă la mama și la tatăl lor. Și prinseră să trăiască și să muncească la fel ca mai înainte. Să are ogorul, să semene grâușorul. Prea frumoasa Vasilisa. A
fost odată ca niciodată un negustor. În 12 ani de căsnicie, el nu a avut decât o singură fiică pe prea frumoasa Vasiliza. Când maică s-aș dădu sufletul, fetița împlinise 8 ani. Simțindu-și sfârșitul, negustoreasa o chemă la ea pe fată, scoase de sub plapumă o păpușă și dându-i-o spuse: „Ascultă, Vasilisa mea, ține minte și împlinește-mi ultimele cuvinte. Eu, în curând, nu o să mai fiu și împreună cu binecuvântarea părintească îți las această păpușă. S-o porți totdeauna cu tine și să nu arăți nimănui. Iar de se va întâmpla să ai o supărare, dă-i să mănânce și cere-i sfatul. După ce mănâncă, îți va spune cum să scapi de necaz.” Apoi mama își sărută fiica și închise ochii pentru totdeauna. La moartea nevestei, negustorul o plânse după cum se cuvenea, apoi începu să se gândească cum ar putea să se mai însoare odată. Era un om de treabă, din cauza pețitului treburile n-au stat în loc, dar cel mai mult i-a fost pe plac o văduvă. Ea era cam trecută, avea 2 fiice aproape de aceeași vârstă cu Vasilisa. Era deci și gospodină și mamă cu experiență. Negustorul se însură cu văduva, dar se înșelă și nu găsi în ea o mamă iubitoare pentru Vasilisa. Fata era cea mai frumoasă codană din sat. Mama vitregă și surorile îi pismuiau frumusețea, o chinuiau cu tot felul de treburi, ca din cauza muncilor să slăbească, iar de la atâta vânt și soare să se negrească, într-un cuvânt să-i amărască traiul. Vasilisa îndura totul fără să cârtească și cu fiecare zi se făcea tot mai frumoasă și se împlinea, iar maștera și fetele ei slăbeau și se schimonoseau de răutate, deși tot timpul stăteau cu mâinile încrucișate ca niște boieroaice. Cum de se putea asta? Pe Vasilisa o ajuta păpușica. Fără ea, cum ar fi mers treburile? Și fata nu odată renunța la cea mai bună bucățică pentru păpușă, iar seara, când toată lumea se culca, ea se încuia în cămăruța ei în care locuia și o ospătea zicând: „Ei, păpușico, ia gustă mâncarea și mi-ascultă supărarea. Degeaba trăiesc în casa tatălui meu, că n-am nicio bucurie. Maștera cea rea mă alungă de pe lumea asta. Învață-mă cum să trăiesc, ce să fac.” Păpușica, după ce mânca, îi dădea sfaturi și o alina de necaz, iar a doua zi în zori făcea toate treburile în locul Vasilisei. Cât timp fata se odihnea la umbră și culegea flori, răzoarele erau plivite, varza stropită și apa adusă cât trebuia, iar în cuptor pâlpâia focul. Păpușa îi arăta și iarba de leac care s-o ferească de arșiță. Avea o viață fericită cu ea. Dar anii trecură. Vasilisa crescu și se făcu de măritat. Toți flăcăii din sat o pețeau, iar la surorile vitrege nici că se uita vreo unul. Maștera se înfuria de fiecare dată mai tare și tuturor pețitorilor le răspundea: „N-am s-o mărit pe cea mică înaintea celor mari.” Iar după ce flăcăii plecau, își vărsa toată mânia asupra Vasilisei. Și într-o zi, negustorul a trebuit să plece de acasă pentru mai multă vreme cu treburi de afaceri. Mama vitregă se mută în altă casă, iar lângă casa ei era un codru des și în el, într-o puieniță, se ridica o căsuță, iar în căsuță trăia baba Cloanța. Nu lăsa pe nimeni să se apropie de ea și mânca oamenii ca pe niște pui. După ce se mută în casa asta, negustoreasa găsea mereu motive să o trimeată pe Vasilisa, care era tare nesuferită în pădure, dar fata de fiecare dată se întorcea acasă cu bine. Păpușica îi arăta drumul și nu o lăsa să se apropie de căsuța babei Cloanța. Sosi și toamnă. Mama vitregă le dădu de lucru într-o seară tuturor celor 3 fete. Pe una o puse să facă dantele, pe alta să împletească ciorapi, iar pe Vasilisa să toarcă. Și la toate 3 le dădu și câte un termen. Stinse luminile în toată casa, lăsă numai o lumânare aprinsă unde roboteau fetele și se culcă. Fetele lucrau de zor. Când lumânarea se îngroșă de la ceară, una din fetele mașterei luă un cleștișor să îndrepte fitilul, dar în loc să facă asta, parcă la porunca maică-sii și greșind în dinadins, stinse lumânarea. „Și acum ce ne facem?” se întrebară ele. „În toată casa nu e lumină,
iar noi n-am terminat ce aveam de făcut. Trebuie să alergăm la baba Cloanța după foc. Eu am lumină de la igliță, zise fata cea care făcea dantel. Nu mă duc. Nici eu, zise și cea care împletea ciorapi. Eu am lumină de la Andrel. Tu să te duci după foc, strigară amândouă. Du-te la baba Cloanța și o îmbrânciră pe Vasilisa afară din casă. Fata se duse în cămăruța ei, puse în fața păpușii mâncarea pregătită de seară și spuse: Ei, păpușico, ia gustă mâncarea și mi-ascultă supărarea. Vor după foc să plec îndată la baba Cloanța înfometată. Cum o vedea, cum o mânca? Păpușica mâncă și ochii ei începură să ardă ca două lumânări. Nu te teme, Vasilisa mea, zise ea. Du-te unde te trimit, dar pe mine să mă porți mereu asupra ta. Cu mine n-ai să pați niciun rău de la baba Cloanța. Vasilisa se pregăti de drum, puse păpușica în buzunar și, zicând Doamne ajută, porni spre Codrul Des. Mergea și tremura. Deodată trecu pe lângă ea un călăreț. Era alb, îmbrăcat în alb, calul pe care îl cărărea și jderea era alb și hamurile tot albe. Începea să se crape de ziua. Merse ea cât merse și apăru galopând un alt călăreț. El roșu, îmbrăcat în roșu, călare pe un cal roșu, începea să răsară soarele. Merse Vasilisa o noapte și o zi și abia către seara următoare dădu de o poieniță unde era căsuța babei Cloanță. Gardul de jur împrejurul căsuței era din oase de om. Pe gard stăteau înfipte cranii omenești cu ochi. În loc de stâlpi la gard, picioare de oameni, în loc de zăvoare mâini, în loc de lacăt o gură cu dinți ascuțiți. Vasilisa încremeni de groază și înțepeni locului. Iarăși apăru un călăreț. El negru, îmbrăcat tot în negru și călare pe un cal negru. Se apropie de poarta babei Cloanța și dispăru de parcă ar fi intrat în pământ. Și așa se făcu noapte. Dar întunericul nu dură mult. Tuturor craniilor de pe gard li se aprinseră ochii și în toată poiana se făcu lumină ca în amiaza mare. Vasilisa tremura toată de frică, dar neștiind încotro să fugă, rămase locului. Deodată se auzi în pădure un zgomot înfricoșător, copacii trosneau, frunzele uscate fâșâiau, iar din desimea întunecată, baba Cloanță ieși îndată. Cu un pisălog în mână într-o piu merge, cu un măturoi urmele șterge. Se apropie de poartă, se opri și adulmecând în jurul său, strigă: Fu, miroase a carne de om! Cine-i aici? Vasilisa se apropie cu groază de babă și plecându-se până în pământ, îi zise: Eu sunt bunicuțo. Fetele mamei vitrege m-au trimis la tine după foc. Bine, răspunse baba Cloanța. Le cunosc eu. Întâi să stai să-mi faci treaba, că eu foc nu-ți dau degeaba. Iar de nu, te voi mânca. Apoi se întoarse spre poartă și strigă: Zăvoare, zăvoare, desfaceți-vă tare, iar tu, poartă lată, deschide-te îndată. Poarta se deschise și baba Cloanța intră fluierând, iar în urma ei Vasilisa, după care totul se închise la loc. Numai ce puse piciorul în pragul casei, că baba se și-ntinse și spuse fetei: Dă-mi coace ce-i în cuptor, mi-e foame. Vasilisa aprinse o surcică de la craniile de pe gard și se puse să care din cuptor și să-i dea babei Cloanța să mănânce. Iar mâncarea era făcută pentru vreo 10 persoane. Și i-a aduse din beci miere, bere și vin. Mâncă babornița și bău totul. Vasilisei lăsă doar puțină ciorbă, o halcă zdravână de pâine și o bucată de carne de porc. Culcându-se baba Cloanța, zise: Mâine, după ce voi pleca, ai grijă. În curte ai de făcut curat. În casă de măturat, la prânz ai de gătit, lejeriile de pregătit și până la cină să aduci din hambar un sfert de grâu și să-l cureți de neghină. Și de n-or fi toate făcute bine, te-o-i mânca pe tine. După această poruncă, baba a început să sforăie, iar Vasilisa puse resturile de mâncare de la bătrână în fața păpușii și izbucni în plâns zicându-i: Ei, păpușico, ia gustă mâncarea și mi-ascultă supărarea. Grea muncă mi-a dat baba Cloanța și mă amenință că mă va mânca dacă nu voi face totul.
ajută-mă!" Păpușica-i răspunse: "Nu te teme, Vasilisa mea, cinează, roagă-te și culcă-te. Dimineața e un sfetnic bun, totul va fi făcut." Dise dimineață, când se trezi fata, baba Cloanța era deja în picioare și privea pe fereastră. Craniilor li se stinseră ochii. Trecu iute călărețul alb și se lumină de ziua. Cotoroanța ieși în curte, flutură odată și în fața ei apărură Piua cu pisălogul și mătura. Trecu iute călărețul roșu, răsări soarele. Baba Cloanța împiuă sare și iese din curte afară, mână cu pisălogul și merge și cu mătura șterge. Rămase Vasilisa singură, se uită prin casa babei Cloanța, se minună de toate câte au fost și căzu pe gânduri. De ce treabă să se apuce mai întâi? Când se uită ea, văzu că toate treburile sunt făcute. Păpușica scotea din grâu ultimele semințe de neghină. "Ah, tu, izbăvitoarea mea!" îi zise Vasilisa păpușii. "M-ai scăpat de necaz. Ți-a rămas să gătești doar prânzul," răspunse păpușica, băgându-se în buzunarul fetei. "Cu atenție îl gătește și în pace te odihnești." La cină, Vasilisa puse masa și începu să o aștepte pe babă. Amurgea. Trecu iute dincolo de poartă călărețul negru și se făcu întuneric de tot, doar ochii craniilor mai ardeau. Copacii începură să trosnească, frunzele uscate să fâșnească, iar din desimea întunecată, baba Cloanța ieși îndată. Vasilisa o întâmpină. "Ai făcut tot?" întrebă babornița. "Binevoiește și te uită singură, bunicuțo," grăi Vasilisa. Baba Cloanța privi cu atenție împrejur, se posomoră că nu are pe ce să se supere și zise: "Ei bine!" Apoi strigă: "Slujitoare de credință și prietene de treabă, grâul măcinați de grabă!" Apărură trei perechi de mâini, apucară grâul și-l duseră cât cul. Baba Cloanța se sătură, se pregăti să se culce și iarăși îi porunci Vasilisei: "Mâine să faci tot ce ai făcut azi și pe deasupra să iei din hambar macul și să-l curezi de țărână, sămânță cu sămânță. Vezi cineva l-a amestecat din răutate cu pământ." Și zicând aceasta, bătrâna se întoarse spre perete și începu să sfărâie, iar Vasilisa prinse să-și hrănească păpușica. Ea termină de mâncat și îi spuse fetei ca și ieri: "Cinează, roagă-te și culcă-te. Dimineața e un sfetnic bun. Totul va fi făcut, Vasilisa mea." A doua zi dimineața, baba Cloanța iarăși plecă în piuă din curte, iar Vasilisa împreună cu păpușica isprăviră imediat toată treaba. Bătrâna se întoarse, privi cu atenție totul și strigă: "Slujitoare de credință și prietene de treabă, stoarceți din mac ulei de grabă." Apărură trei perechi de mâini, apucară macul și îl duseră cât colo. Baba Cloanța se așeză să mănânce, înfulecă de zor, iar Vasilisa stătea și tăcea. "De ce nu vorbești nimic cu mine?" zise Cotoroanța. "Stai ca o mută." "N-am îndrăznit," răspunse fata, "dar dacă îmi dai voie, te-aș întreba câte ceva." "Întreabă, dar să știi, nu orice întrebare e a bine. Multe de vei ști, repede vei îmbătrâni." "Te-aș întreba, bunicuțo, numai despre ceea ce am văzut. Când veneam spre tine, a trecut înainte pe lângă mine un călăreț călare pe un cal alb. El era alb și îmbrăcat în straie albe. Cine este?" "Este ziua mea cea luminoasă," răspunse baba Cloanța. "Apoi a trecut și un alt călăreț, călare pe un cal roșu, el roșu și îmbrăcat în roșu. Acesta cine e?" "Este soarele meu cel roșu," răspunse baba Cloanța. "Dar un călăreț negru, care a trecut înainte pe lângă mine, chiar în dreptul porții tale, bunico, ce înseamnă?" "Este noaptea mea cea neagră și toți sunt slugile mele credincioase." Vasilisa și-a adus aminte și de cele trei perechi de mâini, dar tăcu. "De ce nu mă mai întrebi?" grăi baba Cloanța. "Mi-ajunge și atât. Doar tu, bunicuțo, mi-ai spus că de voi afla prea multe, voi îmbătrâni." "E bine," spuse babornița, "că mă întreb doar ce ai văzut în afara curții și nu în curte. Ce face stânga, nu trebuie să știe dreapta, iar pe cei curioși îi mănânc." "Acum o să te întreb și eu,"
cum de-ai reușit să îndeplinești poruncile mele?" "M-a ajutat binecuvântarea mamei mele," răspunse fata. "Deci așa e? Du-te de la mine, fată binecuvântată! N-am nevoie de binecuvântați!" O scoase ea pe Vasilisa din casă și, îmbrâncind-o, o trecu afară după gard, luă dintr-un par un craniu cu ochii arzând, îl înfipse într-un băț și îl dădu fetei, spunând: "Iată focul pentru fetele mamei vitrege! Ia-l! Doar pentru asta te-au trimis aici!" Alergă Vasilisa spre casă la lumina craniului, care se stinse abia când mijeau zorile, și, în sfârșit, către seara celei de-a doua zile, ajunse la casa ei. Apropiindu-se de poartă, vrut să arunce craniul. "Sigur, acasă," gândi ea, "nu mai au nevoie de foc." Dar deodată, din craniu, se auzi o voce înăbușită: "Nu mă arunca, du-mă la mama vitregă." Se uită Vasilisa la casa mașterei și, nevăzând la nicio fereastră vreo luminiță, hotărâ să se ducă acolo cu craniul. Pentru prima oară fu întâmpinată cu blândețe și se povesti că de când plecase, în casă nu fusese pic de lumină. Ele singure nu putură să scapere din amnar, iar focul pe care îl aduceau de la vecini se stingea imediat cum intrau cu el în casă. "Poate focul tău nu se va stinge," spuse maștera. Aduseră craniul în casă, iar ochii lui se ațindiră pe mama vitregă și pe fetele ei, arzând într-una. Dar oriunde ar fi fugit ele să se ascundă, ochii aceia le urmăreau peste tot. În zori, le arsesele se făcuseră cărbuni, numai de Vasilisa nu se atinseră. Dimineața, fata îngropă craniul în pământ, încuie casa cu un lacăt, se duse în oraș și se rugă de o bătrânică singuratică să o primească să stea la ea. Și astfel era traiul ei și și-aștepta tată. Într-o zi îi zise băbuței: "Mi-e urât să stau fără treabă, bunicuțo. Du-te și cumpără mie din cel mai bun, măcar să torc." Bătrânica îi cumpără in bun, iar Vasilisa se apucă de lucru și a avut mare spor la treabă, căci firele îi ieșeau egale și subțiri ca un fir de păr. Toarse multe fire, apoi vrut să și țeasă, numai că nu se găseau spete bune pentru fuiorul Vasilisei și nimeni nu se apuca să le facă. Atunci Vasilisa începu să-și roage păpușica, dar aceasta îi răspunse: "Adu-mi o spată veche și un fus vechi și câteva fire de păr dintr-o coamă de cal. Îți voi meșteri totul." Îi aduse Vasilisa toate cele necesare și se culcă, iar păpușica într-o noapte făcu o minune de război. Către sfârșitul iernii, pânza era gata țesută și era atât de subțire că putea fi trecută ca o ață prin urechea acului. Primăvara, Vasilisa albi pânza și spuse băbuței: "Vinde, bunicuțo, pânza asta, iar banii ai tăi să fie." Bătrâna se uită la marfă și scoase un oftat: "Nu, fata mea, așa o pânză n-are cine o purta, poate doar împăratul. O duc la palat." Se duse bătrâna la palatul împăratului. Se plimbă pe sub ferestrele lui, împăratul o zări și o întrebă: "Ce-ți trebuie, bătrânico?" "Înălțimea ta," răspunse bătrâna. "Am adus o marfă neobișnuită. Nimănui în afară de domnia ta nu vreau să o arăt." Împăratul porunci ca bătrâna să fie lăsată să intre la el și, cum văzu pânza, tare se mai minună. "Cât cer pe ea?" întrebă împăratul. "N-are preț luminăția ta, ți-am adus-o în dar." Îi mulțumi împăratul și-i dădu drumul încărcând-o cu dar. Se apucară slugile să-i facă împăratului cămăși din pânza aceea. Croiră pânza, dar nu găsiră nicăieri o croitoreasă care s-ar fi încumetat să o lucreze. Căutară multă vreme, până când împăratul o chemă pe bătrână și îi spuse: "Ai știut să torci și să țești o astfel de pânză? Să știi să faci din ea și cămăși." "Nu sunt eu aceea măria ta care a tors și a țesut pânza," spuse ea. "Este treaba unei fete, o copilă de-a mea de suflet." "Așa? Atunci să le coasă ea." Se întoarse bătrânica acasă și-i povesti Vasilisei totul. "Știam eu," spuse ea, "că treaba asta e pentru mâinile mele." Se încuie în cămăruța ei și se apucă de treabă. Cusu fără multă osteneală și curând o duzină de cămăși era gata.
duse bătrâna cămășile la împărat, iar Vasilisa se spălă pe față, se pieptănă, se îmbrăcă și se așeză la fereastră. Stătea și aștepta să vadă ce se va întâmpla. Și deodată observă cum o slugă a împăratului intră în curtea bătrânei, apoi în odaie și spune: Măria sa împăratul vrea să o vadă pe fata cea îndemânatică și să o răsplătească cu propriile lui mâini pentru cămășile făcute. Plecă Vasilisa și se arătă în fața ochilor împăratului. Acesta, cum o privi pe prea frumoasa Vasilisa, cum se îndrăgosti de ea nebunește. Nu, frumoasa mea, zise el, nu mă mai despart de tine, vei fi soția mea. O luă împăratul pe Vasilisa de mâinile ei albe, o așeză lângă el, apoi făcură nuntă mare. Curând se întoarse și tatăl fetei și tare se bucură pentru soarta ei și rămase să trăiască alături de fiica sa. Pe bătrână, Vasilisa o luă la ea, iar pe păpușică o ținu în buzunar până la sfârșitul vieții sale. Prințesa Maria Morevna. A fost odată ca niciodată un fecior de țar pe nume Ivan și avea trei surori țarine, Maria, Olga și Ana. Părinții li se prăpădiseră. Înainte de a închide ochii, ei ziseseră feciorului cu limbă de moarte: primul care le va peți pe surorile tale, acela să le fie soț și să nu le ții multă vreme lângă tine. Prințul Ivan își înmormântă părinții și de supărare se duse cu surorile să se plimbe prin grădina înverzită a palatului. Ca din senin, apăru pe cer un nor negru și se dezlănțui o furtună înspăimântătoare. Să mergem în casă, surioarelor, le spuse prințul Ivan. Abia intrară în palat, că și începu să tune, tavanul se despică în două și în odaia lor apăru un șoim. Cum atinse pasărea dușumeaua, se și preschimbă în voinic spunând: bună ziua, prințe Ivan! Altădată veneam ca musafir, dar acum vin ca pețitor. Am sosit s-o pețesc pe surioara ta, prințesa Maria. Dacă ești drag surioarei mele, să se mărite, că eu n-am să-i stau în cale. Prințesa Maria nu zise ba. Șoimul se însură și o luă cu el în împărăția sa. Zilele se duseră una după alta, orele se scurseră și ele și trecu un an ca și cum n-ar fi fost. Plecă prințul Ivan cu cele două surori în grădina palatului să se plimbe. Din nou se ridică un nor cu vârtej și cu trăsnete. Să mergem în casă, surioarelor, le spuse prințul Ivan. Abia intrară în palat, că și începu să tune de se destrămă acoperișul, se despică în două tavanul și zbură în casă un vultur și numai ce atinse dușumeaua și se și preschimbă în voinic. Bună ziua, prințe Ivan! Altădată veneam ca musafir, dar acum am venit ca pețitor. Și o ceru de soție pe prințesa Olga. Iar prințul Ivan îi răspunse: dacă îi ești drag Olgăi, să se mărite cu tine, eu nu-i stric cheful. Prințesa Olga se învui și se mărită cu vulturul. Acesta o luă și o duse în împărăția sa. Trecu încă un an. Prințul Ivan îi spuse surioarei sale mezine: să mergem să ne plimbăm în grădina înverzită. Se plimbară puțin și din nou se ridică un nor învârtejat cu fulgere. Să ne întoarcem, surioară, acasă! Dar cum se întoarseră în palat, nici nu apucară să se așeze, că și izbucni un tunet, se despică în două tavanul și înăuntru zbură un corb. Cum atinse corbul dușumeaua, se și preschimbă în voinic. Cei dinainte fuseseră frumoși și arătoși, dar acesta și mai și. Ei, prințe Ivan, altădată veneam ca musafir, iar acum vin ca pețitor. Las-o pe prințesa Ana să-mi fie soție. Eu nu-i stric cheful surioarei mele, dacă i-ai plăcut să se mărite cu tine. Se mărită prințesa Ana cu corbul și o duse cu el în împărăția sa. Prințul Ivan rămase singur. Un an întreg stătu fără surori până ce i se făcu dor de ele. Mă duc, zise el, să-mi caut surorile. Se pregăti de drum lung și porni. Merse el ce merse și deodată văzu pe câmp o oștire învinsă. Prințul Ivan întrebă: de-a mai rămas vreun om viu aici? Răspunde.
Cine a învins oastea asta nenumărată? Și răspunse un om viu. Toată această armată a fost înfrântă de frumoasa prințesă Maria Morevna. Merse mai departe prințul Ivan, dădu de niște corturi albe și ieși în întâmpinare, chiar Maria Morevna, frumoasa prințesă. Bună ziua, fecior de împărat! Încotro te duc pașii de voie de nevoie? Prințul Ivan îi răspunse. Voinicii nu bat drumurile de nevoie. Ei, dacă nu ești prea grăbit, fii binevenit ca musafir în tabăra mea de luptă. Prințul Ivan se bucură să audă asta. Dormi două nopți în cort, îl îndrăgi Maria Morevna și se însură cu ea. Frumoasa prințesă îl luă în împărăția sa, trăiră ei câtva timp împreună și se hotără prințesa să se pregătească de război. Îi lăsă prințului Ivan în grijă toată gospodăria și îi porunci așa. Peste tot să mergi, pe toate să le veghezi, numai în cămara asta să nu umbli vreodată. Nu putu răbda prințul Ivan. Cum plecă Maria Morevna, se repezi spre cămară, deschise ușa și cei văzură ochii. Coșcei cel fără de moarte zăcea înlănțuit cu 12 lanțuri. Coșcei îl rugă pe prințul Ivan. Fie-ți milă de mine și dăm să beau! De 10 ani zac aici întemnițat, nebăut și nemâncat, tot gâtlejul mi-e uscat. Feciorul de împărat îi dădu o căldare plină cu apă. O bău și mai ceru. Setea mea e mult prea mare pentru o singură căldare, mai dă-mi. Prințul Ivan îi dădu altă căldare. Coșcei o bău, mai ceru încă una și după ce o sorbi și pe a treia, își recăpătă puterea, se scutură din lanțuri și dintr-o dată se sfârmară toate 12. Îți mulțumesc, prințe Ivan, spuse Coșcei cel fără de moarte. Acum niciodată n-ai să poți o mai vezi pe Maria Morevna, cum nu-ți poți vedea urechile. Și ieși ca vifurul pe fereastră, o ajunse din urmă pe frumoasa prințesă, o prinse și o duse cu el. Plânse amar prințul Ivan, își luă tot ce-i trebuie unui voinic și porni la drum. Orice s-ar întâmpla, pe Maria Morevna o voi afla. Merse el o zi, merse două. În zorii celei de-a treia zile, văzu o frumusețe de palat. Lângă palat, un stejar creștea, iar în stejar un șoim stătea. Zbură șoimul din stejar, atinse pământul, se prefăcu un voinic și strigă. Ah, cumnate dragă, cum o mai duci cu viața? Ieși în fugă prințesa Maria, îl întâmpină pe fratele său cu bucurie, începu să-l întrebe de sănătate și îi povesti despre toate. Prințul Ivan rămase musafir la ei 3 zile și spuse. Nu pot să rămân mai mult la voi, merg să-mi caut nevasta pe Maria Morevna, frumoasa prințesă. Greu îți va fi să o găsești, răspunse șoimul. Dacă pleci de aici din casă, lingura de arginți o lasă. Vom privi o când și când și vom fi cu tine în gând. Prințul Ivan îi lăsă șoimului lingura sa de argint și plecă la drum. Merse o zi, merse două și în zorii celei de-a treia zile văzu un palat și mai frumos decât primul. Lângă palat, un stejar creștea, iar în stejar un vultur stătea. Zbură vulturul din stejar, atinse pământul, se preschimbă în voinic și strigă. Scoală, prințesă Olga! A venit frățiorul nostru drag! Prințesa Olga ieși în fugă, îl sărută și îl îmbrățișă pe fratele său cu bucurie, îl întrebă de sănătate și povesti despre toate. Prințul Ivan rămase acolo ca musafir 3 zilișoare și spuse. Nu mai am timp să mai stau la voi! Merg să-mi caut soția pe Maria Morevna, frumoasa prințesă. Vulturul îi răspunse. Greu îți va fi să o găsești, dar când pleci de aici din casă, furculița ta ne-o lasă. Furculiță de argint, s-o privim din când în când și să fim cu tine în gând. Își lăsă prințul Ivan furculița de argint și plecă la drum. Merse o zi, merse două, în zorii zilei celei de-a treia, văzu un palat și mai grozav decât primele două. Lângă palat un stejar creștea și în stejar un corb stătea. Zbură corbul din stejar, atinse pământul, se preschimbă în voinic și strigă. Prințesa Ana, ieși mai repede, a venit frățiorul nostru! Prințesa Ana, alergând în întâmpinarea fratelui său cu bucurie, îl sărută și îl îmbrățișă. Îl întrebă de sănătate și povesti despre toate.
prințul Ivan rămase la ei 3 zile și spuse: rămâneți cu bine, plec să-mi caut soția pe Maria Morevna, frumoasa prințesă. Corbul îi răspunse: greu îți va fi să o găsești, dar când pleci de aici din casă, tabachiera ta ne-o lasă. Tabachiera de argint, s-o privim din când în când și să fim cu tine în gând. Feciorul de împărat le dădu tabachiera de argint, își o rămas bun și plecă la drum. Merse o zi, merse două, iar în a treia zi ajunse la Maria Morevna. Văzându-și iubitul, ea se aruncă la gâtul lui, începu să verse lacrime amare și grăi: ah, Ivane, de ce nu m-ai ascultat și te-ai uitat în cămară ca să dai drumul lui Coșcei cel fără de moarte? Iartă-mă, Maria Morevna, să uităm ce-a fost. Mai bine să mergi cu mine până n-apare Coșcei cel fără de moarte. Poate nu ne va ajunge. Se pregătiră de drum și plecară. Coșcei era la vânătoare. Către seară se întoarse acasă călare pe calul său, care se tot poticnea. Ce te tot împiedici, mârțoagă flămândă? Ori simți vreo primejdie la pândă? Calul îi răspunse: prințul Ivan a fost pe aici și a luat-o cu el pe Maria Morevna. Și vom putea ajunge din urmă? Grâul de l-am semăna și să crească l-am lăsa, l-am tăia, l-am treiera, făină l-am preschimba și am coace 5 cuptoare de colaci și pâinișoare și pe toate le-am mânca, de urma lor tot am dat. Coșcei porni în galop și l-ajunse pe prințul Ivan. Ei, zise el, prima oară te iert pentru bunătatea ta, că mi-ai dat apă să beau. Și a doua oară te voi ierta, dar a treia oară să te ferești, că mițe fără mițe te voi face. Eu luă pe Maria Morevna și o duse cu el, iar prințul Ivan se așeză pe o piatră și începu să plângă. Plânse el cât plânse și iar se întoarse după Maria Morevna. Coșcei cel fără de moarte nu era atunci acasă. Să mergem, Maria Morevna! Ah, Ivane, el ne va ajunge din urmă! Să ne ajungă, dar să fim măcar 1-2 ore împreună. Se pregătiră de drum și plecară. Coșcei cel fără de moarte se întoarse acasă călare pe calul său trăpaș, care se tot poticnea. Ce te tot împiedici, mârțoagă flămândă? Ori simți o primejdie la pândă? Prințul Ivan a fost pe aici și a luat-o cu el pe Maria Morevna. Și-i putea vom ajunge din urmă? Orzul de l-am semăna și să crească l-am lăsa, l-am tăia, l-am treiera și în bere l-am preschimba, turtă de ne-am îmbăta, am dormit și ne-am scula, de urma lor tot am dat. Coșcei porni în galop și el ajunse pe prințul Ivan. Doar ți-am mai spus că n-ai s-o mai vezi pe Maria Morevna, cum n-ai să-ți vezi urechile. Eu o luă pe Maria Morevna și o duse cu el. Și iar rămase Ivan singur, plânse cât plânse și din nou se întoarse după Maria Morevna. Tocmai atunci Coșcei cel fără de moarte nu era acasă. Să mergem, Maria Morevna! Ah, Ivan, el ne va ajunge din urmă și pe tine bucăți te va face! Să mă facă! Eu fără tine nu pot să trăiesc! Se pregătiră de drum și plecară. Coșcei cel fără de moarte se întoarse acasă călare pe trăpașul său, care se tot poticnea. Ce te tot împiedici, mârțoagă flămândă? Ori simți vreo primejdie la pândă? Prințul Ivan a fost pe aici și pe Maria Morevna a luat-o cu el. Coșcei porni în galop, îl ajunse pe Ivan, îl făcu mițe fără mițe și le puse într-un butoi dat cu smoală. Prinse bine butoiul cu cercuri de fier și îl aruncă în mare albastră, iar pe Maria Morevna o luă și o duse cu el. În clipa aceea, cumnaților lui Ivan li se înnegri argintul lăsat de el. Ah, ziseră ei, pe semne că s-a întâmplat o nenorocire! Vulturul se aruncă în mare albastră, apucă butoiul și îl scoase pe mal. Șoimul zbură după apă vie, iar corbul după apă moartă. Se adunară toți trei într-un loc, sparseră butoiul, scoaseră de acolo bucățile rămase din Ivan, le spălară bine și le puseră cum trebuie cap la cap. Corbul le stropi cu apă moartă și corpul se făcu întreg. Șoimul le stropi cu apă vie și Ivan tresări, se ridică și spuse: ah, cât de mult am mai dormit! Și mai mult ai fi dormit de nu eram noi, îi răspunseră cumnații. Să mergem acum acasă, să ne fii oaspete. Nu, fraților, eu voi pleca să o caut pe Maria Morevna. Se întoarse la ea și o rugă: să afli de la Coșcei cel fără de moarte de unde a făcut el rost de calul său năzrăvan.
Și Maria Morevna găsi momentul potrivit și începu să-l tot întrebe. Coș ce-i spuse? Pe tărâmul celălalt, dincolo de râul de foc, trăiește o babă. Ea are o iapă cu care zboară în fiecare zi în jurul lumii și are mulți bidivii năzdrăvani de la iapă. M-am tocmit la ea argat 3 zile și pentru că în răstimpul ăsta n-am pierdut niciun cal, baba m-a dăruit cu un mânz. Și cum ai trecut râul de foc? Păi am un batic fermecat, când îl fluturi în partea dreaptă de 3 ori, apare un pod înalt, înalt de tot și focul nu-l ajunge. Maria Morevna îl ascultă cu atenție și povesti totul lui Ivan, fură baticul de la coșcei și îl dădu lui Ivan. Feciorul de împărat trecu peste râul de foc și se duse la baba care ținea cai. Merse, merse neîncetat, nebăut și nemâncat. Îi ieși în cale pasărea de foc cu puișorii ei. Ivan își zise, ia să mănânc eu un puișor. Ba nu, nu mânca puișorii, Ivane, că va fi vremea când îți voi fi și eu de folos. Merse el mai departe și zări într-o pădure un stup de albine. Ia să iau eu nisca-i miericică, dar matca albinelor de colo. Nu te atinge de mierea mea, Ivan, că o să-ți fiu și eu de vreun folos. Nu se atinse feciorul de împărat de miere și merse mai departe și ieși în cale o leoaică cu un pui. Măcar puiul ăsta de leu să-l mănânc. Mi-e așa de foame că mi se face rău. Nu te atinge de puiul meu, Ivane, că va veni vremea când o să-ți fiu și eu de vreun folos. Bine, să fie cum zici tu. Și plecă împledicindu-se de foame. Merse cât merse și văzu casa babei. În jurul casei erau înfipți 12 pari, fiecare câte un cap de om în vârf, numai unul era liber. Bună ziua, bunicuțo! Bună ziua, prințe Ivan! Dar ce vânt te aduce pe la mine? Voia ori nevoia? Am venit să slujesc ca argat pentru un cal de viteaz. Vei sluji la mine, fecior de împărat, nu un an, ci doar 3 zile. Dacă îmi vei păzi cum se cuvine iepele, îți voi da un cal de viteaz. De nu, să nu-ți fie cu supărare, locul capului tău va fi în ultimul par liber. Prințul Ivan primi. Baba îi dădu să mănânce și să bea pe săturate și îi porunci să se apuce de treabă. Abia scoase el iepele în câmp, că ele își ridicară cozile în vânt și se răspândiră prin pășuni care încotro. Feciorul de împărat nici nu reușise să se dezmeticească bine, că ele și dispăruseră cu totul. Mult mai plânse și se necăji Ivan și se așeză pe o piatră și a dormit. Soarele era la asfințit când veni pasărea de foc și îl trezi. Scoală-te, Ivan! Iepele sunt în grajd! Feciorul de împărat se ridică și se duse acasă. Iar baba tuna și fulgera împotriva iepelor sale. De ce v-ați întors acasă? Cum era să nu ne întoarcem? Se adunaseră toate păsările din lume și puțin a mai rămas să nu ne scoată ochii. Ei, atunci mâine să nu vă mai zbenguiți prin pajiști, ci să vă risipiți în codrii cei deși. Trecu o noapte, a doua zi dimineață baba-i spuse lui Ivan. Ia aminte, fecior de împărat, dacă n-ai să păzești bine iepele, dacă se va pierde măcar una, capul tău va spânzura într-un par. Mână el iepele pe câmp, iar ele numai decât își ridicară cozele în sus și se răspândiră prin codrii deși care încotro. Iarăși se așeză feciorul de împărat pe o piatră, plânse cât plânse și a dormit. Soarele apunea după pădure, când veni în fugă o leoaică. Scoală-te, Ivan! Toate iepele le-am adunat! Ivan se ridică și plecă acasă. Baba și mai cumplit tuna și fulgera asupra iepelor sale. De ce v-ați întors acasă? Cum era să nu ne întoarcem? Ne-au fugărit fiarele sălbatice din toată lumea și puțin a mai rămas să nu ne sfâșie de tot. Ei, atunci mâine să vă ascundeți în Marea Albastră. Și iar trecu o noapte, a doua zi dimineața, baba îl trimise pe Ivan cu iepele la păscut. Dacă n-ai să le păzești, capul tău va spânzura în par. Mână Ivan iepele pe câmp, dar ele și ridicară cozile, dispărură cât ai clipit din fața ochilor și intrară în Marea Albastră. Stăteau în valuri până la gât. Ivan se așeză pe o piatră, se porni pe plâns și a dormit. Când soarele apuse după pădure, veni în zbor o albină și spuse: Scoală-te, fecior de împărat,
iepele sunt adunate. Iar când te vei întoarce acasă, să nu cumva să dai ochii cu baba, să te duci în grajd și să te ascunzi după iesle. Acolo ai să vezi un mânz jigărit tăvălindu-se în gunoi. Fură-l și în toiul nopții fugi cu el. Ivan se ridică, se secură furiș în grajd și se piti după iesle. Baba tuna și fulgera, certându-și iepele. De ce v-ați întors? Cum era să nu ne întoarcem? Se adunaseră albine câtă frunză și iarbă din lumea toată și erau gata-gata să ne înțepe până la sânge. Baba a dormit și la miezul nopții Ivan îi fură mânzul cel jigărit, îl încălecă și plecă spre râul de foc. Când ajunse acolo, flutură de trei ori cu baticul în partea dreaptă și deodată a apărut peste râu un pod înalt și măreț. Feciorul de împărat trecu pe pod, flutură cu baticul în partea stângă numai de două ori și se făcu podul peste râu subțire-subțire. Dimineața, când baba se trezi, ia mânzul de unde nu. O luă la goană. Din toate puterile, cu pisălogul în mână și cu piua ei, merse și urmele cu dita mai măturoiul le șterse. Ajunse la râul de foc. Se uită și se gândi. E bun podul! Se sui pe pod și când se ajungă la mijloc, podul se rupse, iar baba bâldă bâc în râu. Aici își găsi moartea. În vremea asta, prințul Ivan îngrășă mânzul păscându-l pe pajiști verzi și făcu din el o minune de cal. Veni iar feciorul de împărat la Maria Morevna. Aceasta ieși în fugă și îi se aruncă de gât. Cum Dumnezeu a înviat? Așa și așa, răspunse el. Hai cu mine! Mi-e teamă! Dacă coșcei ne va ajunge din urmă, iarăși vei fi tăiat în bucăți. Nu, nu, nu ne va ajunge. Acum am un cal năzdrăvan, zboară ca o pasăre, nu altceva. Încălecară pe cal și plecară. Coșcei cel fără de moarte se întoarse acasă pe calul său, care se tot poticnea. Ce te împiedici, mârțoagă flămândă? Ori simți vreo primejdie la pândă? Prințul Ivan a fost pe aici și a luat-o pe Maria Morevna cu el. Și-i vom putea ajunge din urmă? Cine știe? Acum Ivan are un cal de viteaz mai iute ca mine. Nu, nu voi răbda asta, spuse coșcei cel fără de moarte. Ia-o la goană! Merse nici mult, nici puțin, îl ajunse pe Ivan, descălecă și era gata să-l taie cu sabia. În acea clipă însă, calul lui Ivan își lua avânt și îl lovi cu copita pe coșcei cel fără de moarte de-i crăpă capul, iar feciorul de împărat îl dădu gata cu buzduganul. După asta, Ivan îi puse pe piept o grămadă de lemne, îl arse pe rup pe coșcei cel fără de moarte, iar cenușa lui o împrăștie în vânt. Maria Morevna încălecă pe calul lui coșcei, iar prințul Ivan pe al său și se duseră în vizită întâi la corb, apoi la vultur și în fine la șoim. Oriunde mergeau, peste tot erau întâmpinați cu bucurie. Ah, Ivane, noi pierduserăm orice speranță să te mai vedem. Nu degeaba te-ai zbătut. Așa o frumoasă, în toată lumea de-ai căta, alta n-ai afla. Și stătură ce stătură, în ospețe petrecură și plecară în împărăția lor. Sosiră acasă și de atunci au trăit și au tot trăit și ce-i amarul pe lume n-au mai simțit. Crăiasa broască. A fost odată ca niciodată un împărat și o împărăteasă și aveau trei feciori atât de mândri și voinici că nici în poveste nu-i puteai găsi nici cu pana să-i descrii. Pe cel mezin îl chema Ivan. Când feciorii se făcură mari, împăratul îi chemă la ei și le spuse: uite ce-i dragii tatei, a sosit vremea să vă însurați. Luați fiecare câte o săgeată, ieșiți în pajiștea cea mare și sloboziți din arc săgețile fiecare în altă parte. Unde vor cădea săgețile, acolo să vă fie soarta. Săgeata fratelui celui mare căzu într-o curte boierească, o ridică fata boierului și i-o dădu feciorului de împărat. Săgeata fratelui mijlociu căzu în ograda largă a unui negustor și i-o dădu înapoi fiului de împărat, fata negustorului. Își slobozi săgeata și fratele cel mic, dar încotro căzu, zău nimeni nu știu. Și merse el ce merse, până ajunse la o baltă.
Aici văzu o broască stând pe un bolovan și ținând în gură săgeata lui. Se întoarse Ivan acasă și le spuse alor săi: ce să fac? Doar n-o să mă însor cu o broască. Să trăiești o viață nu-i cum ai trece un câmp. Și apoi nu mi se potrivește. Ia-o, îi răspunse împăratul, de vreme ce asta ți-e soarta. Și așa se însurară feciorii împăratului. Cel mare cu fata de boier, cel mijlociu cu fata de negustor, iar Ivan cu broscuța o răcăuță. Multă ori puțină vreme trecu și împăratul își chemă feciorii. Sunt curios să văd care din nevestele voastre e cea mai bună gospodină. Vreau să am mâine la masă câte o pâine albă și moale, făcută de mâna nevestelor voastre. Se întoarse Ivan întristat, cu capul mai jos de umeri a plecat. Uac, uac, fiu de împărat, de ce te-ai întristat? Îl întrebă broscuța. Ori ai auzit de la tătânetul o vorbă mai aspră? Cum să nu fiu amărât? Tata a dat poruncă să-i coci pentru mâine și albă și moale pâine. Nu te necăji, nu te întrista, culcă-te mai bine, dimineață vom găsi noi ce-i de făcut. Îl culcă broscuța pe fiul de împărat, își lepădă pielea de broască de pe ea și se preschimbă într-o fată frumoasă, prea înțeleapta Vasilisa. Ieși în pridvorul încrustat, bătu din palme și strigă cu voce tare: slușnice de dace, veniți toate încoace, coaceți pentru mâine moale albă pâine, cum mâncam la sărbători la tăicuța în pridvor. A doua zi dimineață, Ivan se deșteptă, iar broscuța de mult era gata cu pâinea, albă, rumenă, pufoasă și atâta de frumoasă, cum de adevărat nu este, doar povestea povestește. Gătită cu tot felul de minunății, cu turnulețe și cetăți, se bucură Ivan, înveli pâinea într-un ștergar și o duse tatălui său. Aduseră pâinile și ceilalți feciori. Împăratul luă întâi pâinea feciorului celui mai mare. O privi și o trimise slugilor. Luă pâinea feciorului mijlociu și toților le-o trimise. Îi dădu pâinea sa și Ivan, mezinul, iar împăratul cum o văzu, cum zise: ei, asta da pâine, s-o pui pe masă în zi de sărbătoare! Și porunci să fie servită la masa împărătească. După o vreme, împăratul le spuse iar feciorilor: acum vreau să văd care din soțiile voastre ți iese cel mai bine. Fiecare din ele să-mi țeasă într-o singură noapte câte un covor. Se întoarse acasă Ivan întristat, cu capul mai jos de umeri a plecat. Uac, uac, fiu de împărat, de ce te-ai întristat? Ori lui tătâne tu nu i-a fost pe plac pâinea mea, ori ți-a spus vreo vorbă rea. Cum să nu fiu întristat, cum să nu fiu supărat? Tatăl meu îți mulțumește pentru pâine, dar îți mai poruncește ca într-o noapte să-i țești un covor de mătase. Nu te întrista, nu-ți fă inimă rea. Mai bine culcă-te și dimineață vom găsi noi ce-i de făcut. Îl culcă broscuța pe Ivan, își lepădă pielea de broască și se preschimbă într-o fată frumoasă, Vasilisa prea înțeleaptă, ieși în pridvorul încrustat, bătu din palme și strigă cu voce tare: slujnice de dace, veniți toate încoace! Țeseți un covor, mătăsos ușor, cum aveam pe prag la tăicuțul drag. A doua zi dimineață se sculă Ivan, iar broscuța sărea pe dușumea de multă vreme, isprăvind o frumusețe de covor, cum de adevărat nu este, doar povestea povestește. Împodobit cu aur și argint, întruchipând pe el un regat cu orașe și sate, munți și păduri, râuri și lacuri, se bucură Ivan, luă covorul și îl duse tatălui său. În acel timp și ceilalți feciori aduseră covoarele. Feciorul cel mare întinse covorul său, împăratul porunci să fie primit, apoi îl privi și spuse: bravo, e bun de pus la pragul casei. Apoi arătă covorul său și feciorul cel mijlociu. Împăratul porunci să fie primit, luă covorul în mână și zise: e bun de șters picioarele pe el. Când își desfășură covorul Ivan mezinul, toată lumea scoase un ah. Împăratul însuși îl primi. Ochii rămaseră pe el, apoi porunci: acest covor să fie întins în fața tronului împărătesc. Și iar le porunci împăratul celor trei fiei săi,
să vină chiar a doua zi la ospăț, împreună cu nevesele lor. Iarăși se întoarse Ivan îngândurat, cu capul mai jos de umeri a plecat. Uac, uac, fecior de împărat, de ce te-ai întristat? Ori de la tătânetu ai auzit vreo vorbă aspră. Cum să nu mă întristez? Tătuca porunci să viu cu tine la ospățul lui. Dar cum să te arăt eu oamenilor? Nu fi întristat, fiu de împărat. Du-te singur la ospăț și eu voi veni mai pe urmă. De vei auzi trosnete și tunete să spui așa. Vine în cutioară broasca soțioară. Veniră frații mai mari cu nevestele lor, care mai de care mai gătite, mai împodobite. Șușoteau și râdeau pe înfundate de Ivan. Dar cum veniși fără nevasta ta? S-o fi adus măcar într-o basma. Multe bălți vei mai fi colindat să găsești frumoasa ce ți-ai luat. Deodată se auziră niște trosnete, tunete și tot palatul se cutremură. Oaspeții se speriară, săriră de la locurile lor, dar Ivan le spuse. Nu vă temeți, prea cinstiți oaspeți! Vine în cutioară broasca soțioară! La scara palatului se opri un răzvan de aur tras de 6 cai și ieși din el prea înțeleapta Vasilisa, o frumusețe de femeie cum nici cu gândul n-o gândești, doar în povești s-o povestești. Ivan îi dădu mâna și o duse la mesele de stejar, așternute cu fețe albe de masă, bogat lucrate. Se puseră oaspeții pe mâncat, pe băut, pe veselie. Vasilisa prea înțeleapta bău din pocal, iar ce rămase pe fund își turnă în mâneca stângă, gustă din friptura de lepădă și-și strecură oscioarele în mâneca dreaptă. Nevestele celor doi frați mai mari îi văzură farmecele și făcură și ele la fel. Se bău, se mâncă și veni vremea de jucat. Prea înțeleapta Vasilisa îl luă pe Ivan și porni la joc. Își flutură mâneca stângă și se ivi un lac. Își flutură mâneca dreaptă și apărură lebede albe pe luciul apei. Împăratul și oaspeții rămaseră înmărmuriți. Începură și nororile mai mari să joace. Își fluturară mânecile stângi, dar îi stropiră pe oaspeți. Își fluturară și mânecile drepte și un os nimeri chiar în ochiul împăratului. Se supără împăratul și le alungă din palat pe cele două nurori. În vremea asta, Ivan găsi momentul potrivit, dădu fuga acasă, căută pielea de broască și o aruncă în foc. Prea înțeleapta Vasilisa se întoarse, își căută pielea, dar pielea nu era nicăieri. Mâhnită cu inima cuprinsă de amărăciune, spuse: O, Ivan, ce ai făcut? Să mă mai fi așteptat puțin și eram a ta pe veci, dar acum trebuie să ne despărțim. Caută-mă peste mări și țări, las meul cel fără de moarte. Prea înțeleapta Vasilisa se preschimbă într-o lebădă și-și luă zborul pe fereastră. Ivan începu să plângă amar, apoi se pregăti de drum, își luă rămas bun de la tată și de la mamă și plecă unde văzu cu ochii. Și merse el și merse, până ieși înainte un uncheaș uitat de ani. Bună ziua, voinice! Ce vânt te aduce pe aici? Încotro-ți-e calea! Ivan, fecior de împărat, își spuse durerea. Ei, Ivane, de ce ai ars pielea de broască? Doar nu i-o pusesești tu și nu era treaba ta să-i o scoți. Pasă-mi-te, prea înțeleapta Vasilisa, s-a născut mai isteață, mai deșteaptă decât taică-su. De aceea el s-a supărat pe ea și a vrăjit-o să se prefacă în broască și așa să rămână timp de 3 ani de zile. Dar nu-i nimic, am să te ajut. Ține colea un ghem și încotro s-o rostogoli, intră acolo să mergi fără teamă. Ivan îi mulțumi moșneagului și se luă după ghem. Pe când trecea prin câmpul cel mare, îi ieși un urs în cale. Feciorul de împărat întinse arcul să-l ochească, dar ursul îi vorbi cu glas de om. Nu trage în mine, Ivane! Cândva îți voi fi și eu de vreun folos! Merse el mai departe, când iată că deasupra lui văzu un rățoi. Își pregăti săgeata să-l ochească, dar rățoiul îi vorbi cu glas de om. Nu trage în mine, Ivane, cândva îți voi fi și eu de vreun folos. I se făcu milă de rățoi și porni mai departe. Apoi văzu fugind un iepure. Feciorul de împărat vrut să tragă în el, dar iepurele îi vorbi cu glas de om. Nu mă ucide, Ivane, a
am să-ți fiu cândva de folos. Ei se făcu milă de iepure și porni mai departe spre Marea Albastră. Acolo, pe nisip, văzu o știucă abia trăgându-și sufletul. Ivane, fecior de împărat, spuse ea, fie-ți milă și aruncă-mă în mare. Aruncă el știuca în mare și-și văzu de drum. A mers cât a mers și l-a dus ghemul la o căsuță. Chiar pe mal era cocoțată pe două picioare de găină și se tot învârtea în jur. Feciorul de împărat zise, casă cum nu s-a alte căscioare, așează-te ca odinioară, cum te puse maica ta. Stai cu fața în fața mea și cu spatele spre mare. Căsuța se întoarse cu fața spre el și cu spatele spre mare. Ivan intră înăuntru și văzu sus pe cuptor, colo într-un colțișor, pe baba Cloanța stând. Ce te aduce la mine, voinice? Când vezi un drumeț ca mine, decât să-l întrebi, mai bine l-ai ospăta, l-ai cinsti și o baie îi pregăti. Baba Cloanța-i dădu de mâncat, de băut, îl scăldă și îl îmbăie. Apoi Ivan îi povesti că-și caută nevasta pe prea înțeleapta Vasilisa. Știu, știu, spuse baba, nevasta ta se află acum la zmeul cel fără de moarte. Îți va fi greu să o găsești și nici cu zmeul să te înțelegi nu-ți va fi ușor. Ei, dacă e așa, îți voi spune unde e dosită moartea zmeului. Ea e ascunsă într-un vârf de ac, acul se află într-un ou, oul e într-o rață, rața e într-un iepure, iepurele într-o lacră de piatră, iar lacra e ascunsă între ramurile unui stejar înalt, iar zmeul cel fără de moarte păzește acel copac ca pe ochii din cap. Baba Cloanța îi arată unde crește acel stejar. Când Ivan ajunse la stejar, nu știa cum să facă să dea jos lacra de piatră. Încercă el în fel și chip să scuture stejarul, dar nu izbuti. Când deodată, așa ca din senin, se arătă un urs și scoase stejarul din rădăcină. Lacra căzu și se sparse țăndări. Din ea țâșni un iepure și o luă la fugă cât îl țineau picioarele. După el se luă un alt iepure, îl ajunse, îl prinse și îl sfâșie în bucăți. Din iepurele sfâșiat zbură o rață și se înălță sus, sus până la cer. Asupra raței se năpusti un rățoi și când o lovi odată, din rață căzu un ou drept în marea cea albastră. Ivan, fecior de împărat, se puse pe un plâns amar, dar iată că se apropie de malul știuc. Știuca ținea oul în dinți. Ivan luă oul și se duse acasă la zmeu. Pe zmeu, când văzu oul în mâinile lui, îl apucă tremuriciul, iar feciorul de împărat începu să arunce oul dintr-o mână în alta. Se zbătu zmeul, se zbuciumă, dar oricât se chinui și se zbuciumă el, Ivan tot sparse oul și scoase din el acul. Îi rupse vârful și uite așa își dădu duhul zmeului. Atunci Ivan se duse la palatul de piatră al zmeului, o luă pe prea înțeleapta Vasilisa și se întoarse cu ea acasă, în împărăția sa. Bătrânul împărat tare s-a mai bucurat și până la adânci bătrâneți au trăit ei fericiți. Nichita Tăbăcarul. Pe malul Niprului, cel cu ape argintii, pe niște mândre coline, se înălța străvechiul Kiev, orașul cel mai frumos și cel mai bogat dintre toate orașele rusești. Veacuri de-a rândul au trăit în acest oraș oameni ruși. Cu toții lucrau, ogorul îl arau, pânza o țeseau, la sărbători în hore jucau și bragă pregăteau. Iar fetele, când începeau să împletească după datină coronițe din flori de câmp și apoi împodobindu-se cu aceste coronițe, porneau cântând în zi de primăvară spre Niprul cel cu ape de argint. Cine le vedea, nu știa la care să se uite mai întâi. Cu toții, de la mic la mai mare, rămâneau înmărmuriți de atâta frumusețe. Cât despre flăcăi, viteji și chipeși, li se dusese vestea până hăt departe, nu-i puteau înfricoșa nici vrăjmașii cei răi, nici fiarele sălbatice, nici șerpi sau alte tărătoare. În lumea întreagă nu se aflau săgeți mai iuți și săbii mai ascuțite ca ale lor. Trai tihnit, întemeiat, de nimic întunecat, duceau chievei.
Și totuși, nenorocirea prinse a plutit deasupra lor a idoma unui nor întunecat. Un balaur înspăimântător își făcu urâtul obicei de a zbura pe deasupra orașului. Avea balaurul acela trupul acoperit cu solzi verzi, coada ei se încolăcea în toate părțile, iar din gâtlej îi creșteau trei capete alăturate în loc de un. Din ochii lui țâșneau flăcări, gurile aruncau jeratic, iar labele aveau gheare de fier. De acum începea să roti deasupra orașului, aripile lui negre acopereau tot cerul și lumina zilei pierea fără urmă. Zburând, Lighioana șuiera. O să distrug orașul Kiev de pe Nipru, pe toți oamenii o să-i ard, o să-i pârjolesc, o să-i prefac în pulbere. Dacă vreți să mai rămâneți în viață, dați-vă osteneala să mă întâmpinați și să mă ospătați cum se cuvine. În fiecare lună o să vin la voi. O să mă las din zbor pe colina din apropiere și o să mă ospătez cu o frumoasă copila voastră. Chievenii se întristară și vărsară lacrimi amare. Îi durea sufletul să-și jertfească copilele pentru ospățul balaurului. Dar își ziceau că dacă se împotrivesc, balaurul va trece Chievul prin foc și flăcări, îl va preface în scrum și odată cu el și pe toți locuitorii orașului. Și atunci, oamenii începură să scoată în fiecare lună afară din oraș și să ducă sus pe colină câte o copilă. Acolo, după ce o legau cu lanțuri de tulpina unui stejar bătrân, o lăsau singură și plecau. Iar noaptea, balaurul cobora în zbor și o mânca. În felul acesta le-a mâncat pe rând toate copilele. Doar fica țarului mai rămăsese. Întregul palat răsuna de țipăt și plânsete. Au gătit-o pe frumoasa fiica țarului în veșminte de aur, de mătăsuri scumpe și de brocarturi și au dus-o lângă bătrânul stejar. După ce au ajuns acolo, au legat-o cu lanțuri, s-au închinat în fața ei până la pământ și apoi, plângând în hohote, s-au înapoiat în oraș. Doar un porumbel alb, care era tare drag copilei, mai rămăsese cu ea. Acesta n-a vrut nici în ruptul capului să-și ia zborul din stejar. Fica de țar aștepta lângă tulpina stejarului. O cuprinse spaima, pe deasupra colinei vântul vuia, iar undeva de aproape o bufniță huhuia. Inima copilei mai că nu mai bătea. Deodată auzi un foșnet de aripi. Ah, se vede că aceasta e moartea! Și fica țarului începu să plângă. Iar balaurul, căci el se lăsase din zbor lângă bătrânul stejar, privea vrăjit la copilă și nu-și putea lua ochii de la ea. Nu te teme, frumoaso, șuieră el, pe tine n-o să te mănânc, prea ești frumoasă. Pe tine te iau și te duc în peștera mea. Acolo tu o să trăiești ca stăpână, iar eu am să mă desfăt privindu-te. Și zicând acestea, o așeză pe fată pe aripile sale și-și luă zborul. Numai că porumbelul porni să-l opăteze și el în urma lui. Balaurul cu fica țarului ajunseră într-un codru de nepătruns și el o duse pe fată în bârlogul lui, aflat în inima celui mai mare desiș. Apoi adună din pădure o mulțime de bușteni pe care îi îngrămădi la intrarea peșterii astupându-o. Iată, zise el, aici vei locui de acum înainte. După care, balaurul a lăsat-o în bârloc pe fica țarului, iar el și-a luat zborul în căutarea altor prăzi. N-a băgat de seamă că porumbelul cel alb intrase și el în vizuină și se pitise într-un ungher ascuns. De cum plecă balaurul, porumbelul veni îndată lângă stăpână sa. Guruia și îi se uita drept în ochi. Așa a început fica țarului să trăiască în bârlogul balaurului. Cât era ziua de lungă, stătea singură și doar porumbelul îi ținea de urât. Iar seara venea balaurul în zbor, aducându-și de ale mâncării, apoi se lungea în culcușul său, aflat într-un colț întunecos al bârlogului, și se desfăta privind-o pe frumoasa copilă cu toți ochii lui de foc. Într-una din zile, după ce balaurul își luase zborul, fica țarului îi zise porumbelului: să te duci în zbor până acasă, în orașul meu drag, ca să le duci tatei și mamei o scrisoare. Să afle și ei vești despre mine. Cine știe, poate ori născoci ceva ca să-mi vină în ajutor. Fica țarului se așeză și scrise scrisoarea pe care o legă bine sub aripa porumbelului. Porumbelul se furișă printre trunchiurile de copaci grămădite la intrare, ieși în pădure și de acolo își luă zborul spre Kiev.
să fi zburat mult, să fi zburat puțin, cine mai știe. Dar de ajuns, a ajuns chiar sub una dintre ferestrele palatului. Țarul și țarina mai să-și piardă capul de bucurie, aflând că fiica lor trăiește. Au hrănit porumbelul, l-au mângâiat și după aceea, aducându-și toți sfeticii în jurul lor, i-au întrebat. Chibzuiți bine! Ce am putea face să o scăpăm pe copila noastră de la balaur? Iar sfetnicii le-au răspuns așa. Va trebui să-i trimiteți scrisoare prin care să-i cereți să afle de la balaur de cine se teme el mai mult și mai mult pe lumea asta. E cu neputință să nu fie ceva în lume care să-l poată duce la pieire. Țarul și țarina întocmiră scrisoarea și o legară sub aripa porumbelului, iar acesta își luă zborul înapoi în pădure. Fata de țar citi scrisoarea părinților și începu să aștepte cu nerăbdare venirea serii. Seara, balaurul veni în zbor ca de obicei. Dădu la o parte bârnele de la intrare, se strecură târâș în bârlog și se culcă să se odihnească. Iar copila țarului zise: Ah, balaurul meu drag, știu cât ești de puternic și mai știu cum tremură de frică oricine în fața ta. Dar spune-mi, e oare adevărat că nu este cineva pe lumea asta mai puternic decât tine și că așa fiind nu ți este frică de nimeni? Cum stătea culcat pe o coastă, balaurul își încolăci coada și zise râzând batjocoritor. Mă rog, fie, o să-ți spun adevărul. Se află la Kiev un voinic. Îl cheamă Nikita. Trăiește în mahalaua tăbăcarilor, argăsește pieile, le tăbăcește, de aceea e poreclit Nikita tăbăcarul. Nimeni nu-și poate măsura puterea cu el. Acesta e singurul om din lume mai puternic decât mine. De el și numai de el mi-e frică. După ce spuse asta, balaurul se încolăci bine de tot și prinse a sfărăi. Iar fata țarului se așeză și cu mare băgare de seamă le scrise părinților săi scrisoarea cerută. Balaurului îi este frică numai și numai de Nikita tăbăcarul. Pe el să-l trimiteți să mă scape de aici. Apoi legă scrisoarea sub aripa porumbelului, iar porumbelul porni în zbor spre Kiev. Ajuns la palat, scrisoarea fiicei țarului fu citită de grabă. Și îndată țarul trimise slujitori în mahalaua tăbăcarilor. Găsiți-l pe Nikita tăbăcarul! Spuneți-i că-l cheamă țarul! Și au venit slujitorii la Nikita. Iar Nikita, un bărbat uriaș, cu umeri vânjoși, puternici și o barbă stufoasă ca o mătură, își vedea de tăbăcitul pieilor. Haide, Nikita, vino cu noi la palat, te cheamă țarul, i-au zis slujitorii. Ba, nu mă duc nicăieri, n-am vreme, le-a răspuns Nikita. Și aruncându-și pe umăr 12 piei de bou dintr-o dată, se duse cu ele la râu. Slujitorii țarului alergau abia ținându-se după el. Haide, Nikitușca, vino cu noi! V-am spus doar, nu mă duc nicăieri, n-am vreme. Auzind asta, ce erau să mai facă slujitorii? S-au întors la palat și au povestit țarului cele întâmplate. Atunci s-a dus în mahalaua tăbăcarului însuși țarul. Nikitușca, dragul meu, ajută-mă! Numai tu poți să-l răpui pe balaur! Salvează-mi copila! Însă Nikita i-a răspuns. Cum să mă încumeți, luminate țar, la o treabă ca asta? Nu mă simt în stare să dobor un balaur! Și oricât l-a rugat țarul, oricât a încercat el să-l convingă, Nikita nu s-a lăsat înduplecat. Așa că s-a întors la palat și țarul, fără niciun rezultat. A stat toată noaptea și a tot chibzuit, împreună cu sfetnicii săi, cum să facă să-l înduplece pe Nikita. Și a hotărât așa. A adunat 5.000 de copile orfane de le-a trimis lui Nikita. Orfanele au venit în mahalaua tăbăcarilor la casa lui Nikita, s-au așezat în genunchi în fața lui și au prins a plânge. Nene, Nikita, fie-ți milă de noi, de o să mai treacă un an, doi, o să creștem, iar balaurul o să se repeadă să ne mănânce una câte una pe toate. Te rugăm, du-te la răufăcător și smulge-i capetele spurcate. Lui Nikita i se făcu milă de bietele orfane. Bine, fie, nu mai plângeți, o să mă duc să încerc să-l răpun. Și a început Nikita tăbăcarul să se gătească de luptă. A luat 300 de fuioare de cânepă, le-a înmuiat bine în smoală și s-a înfășurat în ele din cap până în picioare. Soiul acesta de platoșă cu care se înveșmântase el
n-avea cum să fie nici găurită cu sabia, nici sfâșiată cu colții de balaur. Apoi porni spre pădure. Ajunse la bârlogul balaurului, tocmai când acesta se întorsese acasă. Hei, balaure, ia fă-te încoace, că a venit Nichita tăbăcarul. Vreau să-mi măsor puterea cu tine. Simți balaurul că nu are cum scăpa de belea și începu să-și ascută dinții. Numai că Nichita n-a mai stat să aștepte. Când a izbit odată în buștenii de la intrare, se umplu toată pădurea de vuiet. Buștenii se împrăștiară și balaurul se târâ afară din bârlog. Lighioana porni să șuiere din toate cele trei gure ale sale și să zvârle asupra lui Nichita fum gros și flăcări arzătoare. Dar voinicul nostru nu se sperie, ci începu să-i dea de cheltuială cu gheoaga sa. Bal îmboldea din partea dreaptă, ba din cea stângă, bal pocnea peste unul din capete, bal lovea peste coadă, iar balaurul șuiera din răsputeri de furie și de durere și se încredință că nu-l poate birui nici de cum pe voinic. Încercă să-i frângă trupul în două cu dinții, dar dinții lui de balaur se împotmoliră atât de rău în smoală că n-a mai fost chip să-i scoată din ea. Atunci balaurul se prăvăli la pământ. Ei, Nichita, Nichita, grozav de puternic mai ești, mult mai puternic decât mine. Dar rogu-te, nu mă omorâ, hai mai bine să cădem la învoială cu vorbă bună, că loc este destul în lumea asta pentru amândoi. Uite, eu zic să împărțim pământul în două. Tu ai să trăiești într-una din aceste jumătăți, iar eu în cealaltă. Și de stingherit nu o să ne stingherim unul pe celălalt. În regulă, zise Nichita, hai să începem treaba, dar bagă de seamă, o să trebuiască să săpăm între noi un hotar cât se poate de adânc. Zicând asta, luă un plug de lemn și îl înhămă pe balaur la plug. Ei, haide, înseamnă hotar. Și porni balaurul să o pintească la plug. Îl trase de la Kiev până la Marea Caspică și apoi din nou către Kiev și înapoi. Gâfâia balaurul se istovise cu totul, dar Nichita îl îmboldea într-una strigând. Haide, trage, trage, că altfel hotarul nu o să se vadă bine. Și balaurul, de voie de nevoie, săpă un hotar adânc, adânc. În regulă, pământul l-am împărțit, zise Nichita. Acum, haide să împărțim și marea, că altfel ești în stare să zici că am intrat să plutim pe marea ta. Și atunci balaurul începu să târască plugul în mare, credea că și apa poate fi despărțită cu o brazdă. Dar marea, de, e adâncă, nu-i poți da de fund. Balaurul a înghițit la apă până acesta necat. Nichita l-a pocnit cu gheoaga ca să nu-și revină cumva în fire și l-a scos pe mal. Nu vreau, zise el, să spurc marea albastră și curată cu trupul tău. Apoi aprinse un foc strașnic, arse rămășițele pe jeratic, iar vânturile năvalnice luară cenușa și o răspândiră în toate cele patru zări pentru ca să nu rămână nici urmă de balaur. Și porni Nichita înapoi spre Kiev. Poporul îi ieși de departe în cale, cu toții se bucurau, jucau și cântau cântece de veselie. Țarul și țarina, ținând-o de mână pe copila lor, veniră să-l întâmpine pe Nichita și să-i aducă daruri neprețuite. Aur, blănuri, veșminte din brocart, perle mari și lucitoare. Dar Nichita nu voi să ia nimic din toate astea. Ce să fac cu bogățiile voastre? Zise el. Că doar nu pentru a fi răsplătit m-am luptat cu balaurul, ci pentru că mi-a fost milă de oameni. Pentru mine, munca este mai de preț decât toate darurile voastre. Lăsați-mă să mă întorc iarăși în mahalaua tăbăcarilor. Și s-a întors Nichita la el acasă, în mahalaua lui, mahalaua tăbăcarilor. Și de atunci tot acolo trăiește, pieile le-ar găsește și niprul cel de argint le umezește. Faima lui Nichita însă a ajuns până hăt departe, iar poporul a întocmit povestea aceasta despre el să le fie tuturor oamenilor de treabă temei de adâncă chipzuință. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!